Good morning. I will only make a short introduction and then I will hand it over to Lucian Angel, the president of the board of the Bucharest Stock Exchange. I'd like to welcome you very warmly at this official opening of the trading session. So we will ring the bell in 1 minute, and then it will be followed by a discussion about investment possibilities, a discussion which will be moderated by Lucian Angel, and we invited the best professionals in money management in Romania for this debate, for this sort of resume about what is the current stage of the development of the market and what are the prospects. This week generally is slowly coming to an end, and this was a very busy week and a very diverse one, I would say. So we managed as the stock exchange to address different groups of the stakeholders of the capital market. So on Monday we selected the great 50 companies that will enter the next stage of our project, which is called Made in Romania. So the selection, creme de la creme of Romanian entrepreneurship, that they will further engage into a very specialized program, preparing them to address better the needs of their clients and the needs of the financial markets, and generally serving their development. So it was Made in Romania and Entrepreneurial World on Monday. On Tuesday, we had the gala of Condus de Randament, awarding those brave investors who were capable to achieve impressive rate of returns on the investment during 4 months, ranging from 13% to 30%, if I'm speaking about the top 20 investors. Yesterday, when we were hosting even a larger crowd of people here on the International Women's Day, we emphasized the importance of the financial education, or education at large, as something which is the only remedy against financial exclusion, against lower possibilities and chances, and so on. So yesterday it was also this important topic introduced to our debate. And as I mentioned at the beginning, we are slowly finishing this week with a very specialized focus on asset management, on investment funds in Romania. And thank you for, Lucian will introduce our guests individually, but I would like to thank you for your engagement, for your readiness to come to the stock exchange and to have your words addressed to this public, which is again impressive. Thank you for coming, because without you it wouldn't make any sense to have such debates, because these people will speak mostly about the customers for their services. Let's start with the opening of the stock exchange session. And looking at you, looking at this room, I had the pleasure to say this week that this is the greatest stock exchange in Central Eastern Europe. But I'd like to add another flavor to it. This is the most vibrant stock exchange in at least Southeastern Europe. So let's emphasize this vibrancy by ringing the bell, and then Lucian, it's up to you to continue. Please. I'm asking our fund managers to do so. Am I also Da. So let's make it correctly. S-aude? Bună dimineața, s-aude? Da. S-aude? Da? Să facem microfonie. Bună dimineața! Așa cum știți, vedeți primăvara investițională. Este un alt eveniment prin care ne propunem să dezvoltăm educația financiară. Practic să arătăm românilor
cum ar putea să gestioneze mai bine banii agonisiți cu atâta trudă. Am reușit și încă o dată doresc să le mulțumesc foarte, foarte mult acestor experți pe care aveți în față. În opinia mea sunt cele mai strălucite creiere care au grijă de bani, gestionați, sunt manageri de bani, sunt cele mai mari instituții de asset management, fonduri mutuale. Pe mâinile lor sunt sute de milioane, dacă nu chiar miliarde, și au grijă de sute de mii de conturi ale clienților. Deci, practic, putem spune că aveți acces la poate cele mai importante surse de informare și sper din suflet să fie o sesiune interactivă în care să aflăm foarte, foarte multe lucruri interesante, astfel încât să ne îmbunătățim modul în care ne gestionăm avuția financiară. Aș dori să încep prin a spune, a cita un studiu IMAS făcut la finele anului trecut pentru România, care spune în felul următor și care evident evidențiază educația financiară. 55% dintre femei, deci peste jumătate, și aproape 4 din 10 bărbați, 39%, principala sursă sau principalul sfat investițional pe care îl cer de la membrii familiei sau prieteni. Deci nu de la profesioniști. De asemenea, un alt element relevant este că, din punct de vedere educație financiară, scorul României este la cel mai redus nivel din Uniunea Europeană. De ce înseamnă asta? Asta înseamnă că e foarte probabil sau posibil ca acești oameni, milioane de români, să ceară sfat cum să-și gestioneze banii de la cine nu trebuie sau de la cine nu are expertiză în domeniu. Da? Și acesta este un lucru extrem de important, fiindcă, din păcate, școala, și nu numai în România, la nivel european, școala nu prea ne învață cum să ne gestionăm banii. Acesta este unul dintre principale motive pentru care am invitat super experți, super specialiști care aveți în fața dumneavoastră și care sunt convins o să vă ofere suficiente informații astăzi. Sperăm noi benefice pentru modul de gestiune a avuției dumneavoastră financiară. De asemenea, un alt element extrem de lung discutat și acesta e un alt motiv pentru care facem acest eveniment. De foarte multe ori, și aici e o discuție, ce este mai important, rulajul pe bursă sau randamentul obținut de investitori? Și aici depinde în papucii cui ne plasăm. Dacă ne gândim din perspectiva brokerilor, da, evident, rulajul e important. Dacă ne gândim din perspectiva BVB, da, rulajul e important. ASF, da, rulajul e important. De ce? Comisioanele care se încasează, veniturile, sunt legate de rulaj. Deci întotdeauna, probabil că vom fi nemulțumiți, rulajul este prea mic. Indiferent cât ar fi, rulajul trebuie să crească. Dacă ne gândim din perspectiva investitorilor, a românilor, care au zeci de miliarde de euro în depozite bancare, în momentul de față știm foarte bine, dobânda este la minimul istoric plătit pentru depozite bancare. Deci au zeci de miliarde de euro în depozite bancare, din perspectiva românilor, este foarte important să vadă ce au pierdut, fiindcă pentru acești români, ceea ce e foarte important nu este rulajul, este mult mai important decât rulajul, este randamentul pe care îl pot obține, plasând niște bani în acțiuni la bursă. Deci cred că randamentul este foarte important și de-aia o să vorbim poate mult mai mult despre randament și poate o să trebuiască să vorbim din ce în ce mai mult despre ceea ce a putut să ofere piața. Un alt element foarte important este legat, și dacă o să puteți să dați primul slide, este legat de faptul că de foarte multe ori și e normal, presa trebuie să scrie zilnic, un jurnalist trebuie să aibă KPI-ul unui jurnalist este, și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, 3 știri, 4 articole,
Asta e obligatoriu. Și atunci este normal să comentăm. De multe ori comentăm la jumătatea zilei, indicele a crescut, a scăzut, lucruri de genul ăsta. Lichiditate, fiindcă trebuie să facem o știre din treaba asta. Și de multe ori ne concentrăm foarte mult pe ceea ce s-a întâmplat ieri. Dacă a scăzut, e și mai bine, o știre negativă, trebuie să scriem că a scăzut. Dacă a crescut, nu mai contează că a crescut cu 0,8, cam cât e depozitul, dobânda la un depozit bancar pe un an de zile, indicele. Dar ne concentrăm pe termen foarte scurt. Cred că pentru investitori, ce este foarte important este probabil performanța pe termen mai lung. Aici vorbesc investitori, oameni care nu au timp să-și gestioneze avuția proprie, zilnic, să se uite, să analizeze, să spună, acum cumpăr, acum vând. Nu au timp, fiindcă sunt ocupați cu joburile lor. Acumulează niște bani, marea majoritate îi păstrează în depozite bancare, nivelul dobânzii, evident, afectează valoarea, nu valoarea adăugată, ci practic influențează modul în care se acumulează această resursă și este normal. Inflația este la minim record în România în ultimii 25 de ani. Din acest motiv, cred că este important și aici intervine echipa de cercetare și aceste instituții care le aveți în față au o echipă de cercetare extraordinară. Extraordinară, alocă. Nu foarte mult să-și permit să aibă echipe de cercetare care să analizeze în detaliu ceea ce s-a întâmplat pe o perioadă mai lungă. Cred că este mai relevant să ne gândim ce s-a întâmplat pe 3 ani, ce s-a întâmplat pe 5 ani, perioade mai lungi de timp decât ce s-a întâmplat ieri sau ultima săptămână. Un alt element la care ar trebui să ne gândim este că de multe ori comparăm mere cu pere. Fiindcă dacă acești indici sunt în monede locale, de multe ori acești indici nu includ randamente, fiindcă nu sunt indici totali. Iar pentru un investitor, vă dau exemplu anul trecut, indicele BET, principale ale 10 companii, să le spunem, care sunt incluse în indicele BET, un român dacă ar fi investit la începutul 1 ianuarie 2016 și s-ar fi uitat în cont 31 decembrie 2016, într-un an de zile, creșterea valorii acțiunii a fost undeva 1,5%. Dar randamentul pentru investitor trebuie să adăugăm dividendele, deci asta se apropie aproape de 10%. Bet total return, cum îl numim noi, este aproape de 10%. Aproape, puțin sub 10%. Este o performanță? Absolut este o performanță. Ce contează pentru investitor? Acest lucru contează mult mai mult. Îl discutăm puțin, este în lei. Dacă vrem să ne comparăm cu celelalte piețe, să comparăm mere cu mere, acești indicatori trebuie transformați în euro. Fiindcă nu putem să comparăm coroane cehești, zloți polonezi, lei românești, euro, da, și să vedem cum a evoluat. Ceea ce e important de reținut, am analizat 14 indici relevanți în regiune și la nivel european, inclusiv Europa de Vest. Din acești 14 indici europeni, pe termen de 5 ani, România se află pe locul 2. Iar randamentul în euro, ultimii 5 ani, este de 97% în euro, randament total. Deci, practic, românii și-au dublat în euro, cei care au avut curaj, evident, acum 5 ani, și-au dublat investiția în euro. Este un randament excepțional în euro, a doua piață. Practic, am bătut 97% conform datelor Bloomberg. Am bătut Germania, am bătut Ungaria, am bătut Franța. Și ceea ce vrem aici să arătăm este că an de an, dividendul total în euro, ca urmare a dividendelor, extrem de consistente, sunt analiști care consideră că avem cel mai mare dividend din lume. În condițiile în care dobânzile sunt, fiindcă sunt și alte piețe care plătesc 6-7% dividende, dar dobânda la un depozit e 6%. Sau inflația este foarte aproape de 5-6%. Mă refer la America de Sud. Sau în alte piețe. Da? Se întâmplă aceste lucruri. Deci, la noi, pe o dobândă foarte mică, vedeți că, indiferent ce s-a întâmplat în piață, randamentul a fost pozitiv. Pe 5 ani, 97% în euro. Randament total, inclusiv dividende. 2015 este un exemplu foarte bun. Este un exemplu în care noi, având un sector energetic destul de puternic prezent, ne afectează în ponderea indicelui, ne avem cel mai mare procent utilități și energie din toți acești indici.
când acest sector nu merge foarte bine, vine că suntem influențați ca evaluarea companiilor. Dar, de asemenea, e important de reținut că, indiferent cât de greu, cât de dificil a fost, am rămas pe plus. În total 97% și, de fapt, cam asta arată. În momentul în care investești constant, pe termen lung, și dacă te uiți ca investitor pe termen lung, fiindcă nu ai timp să urmărești și să investești, să fii trader, să tranzacționezi intens ca persoană fizică, fiindcă ai alte joburi, n-ai expertiză, acolo vine expertiza pe care aceste instituții de asset management pot să vă ofere și care este neprețuită, evident. Plătiți niște comisioane pe care dânșii le merită, fiindcă asta fac, asta gestionează, au grijă de banii dumneavoastră și îi investesc încearcă să obțină plasamente extrem de bune. Din cei 14 indici, evident, am luat și Polonia. Polonia este pe locul 12 din 14. Polonia, într-adevăr, ne-a bătut la fotbal, rău de tot, aici la București. Ca rulaj, bate toată Europa. Adică rulajul bursa din Polonia este suma dintre Viena, bursa de la Viena, plus Budapesta, plus Praga, plus București, plus Sofia, plus Croația, plus ce vreți dumneavoastră. Ne bate. Ca randament în 5 ani e plus 15%. Noi avem 97%, deci de 6 ori mai mare. Deci aș putea să glumesc să spun România, Polonia 6-0 la randament în euro. Și fiindcă comparăm mere cu mere, nu comparăm zloți cu lei, ci comparăm euro. Randament total. 6-0. Mai bine decât Barcelona, Paris Saint-Germain. Mai bine decât Barcelona, exact. Mai bine decât Barcelona. La randament, repet. De asemenea, dacă nu uităm, Cehia plus 18% pe 5 ani. O singură bursă din cele 14, din cei 14 indici, cea din Sarajevo, a avut în 5 ani randament total negativ în euro, de minus 10%. De-aia este excepția. Ceea ce confirmă faptul că 13 din 14 țări, cei care au investit în acțiuni, în euro, au beneficiat în ultimii 5 ani de zile. Ceea ce nu este puțin. România fiind una dintre puținele excepții în care, an de an, investiția în acțiuni, incluzând randamentul cu dividende, fiindcă așa trebuie considerat, a fost pozitiv în euro, conform datelor Bloomberg. Îmi pare rău că nu menționăm aici. Sunt date Bloomberg. În aceste condiții, avem deosebită plăcere să avem alături de noi niște instituții care au ajutat dezvoltarea pieței financiare în general, nu doar a pieței de capital. Și aș dori să le mulțumesc foarte, foarte mult pentru implicarea în creșterea gradului de educație financiară. Am simțit alături permanent în toate evenimentele pe care noi le organizăm, ca și grup BVB. Și aș dori să încep prin a prezenta și a mulțumi pentru participare încă o dată. Raiffeisen Asset Management, o să vă rog să, nu știu, vă ridicați sau să ridicați mâna. Sunt convins că lumea vă cunoaște. Răzvan Silaghi, director general. BT Asset Management, Aurel Bernat, director general adjunct. BRD Asset Management, Mihai Purcărea, CEO. NN Investment Partners, Milan Prușan, Managing Director. Și o să ni se alăture și Dragoș Neacșu, președinte și director general de la Erste Asset Management. Este pe drum și o să vină alături de noi. Și acum îmi revine... Și pe Dragoș? E special. Poți să te ridici să rămâi în picioare. Dragoș Manolescu, director general adjunct tot pe Asset Management. Mii de scuze, unul dintre partenerii noștri principali în toate evenimentele. Și mulțumim din suflet OTP Asset Management și mii de scuze. Probabil că am dormit prea puțin azi noapte. Acum îmi revine plăcerea ca să îi rog prima dată pe invitații noștri să aibă 5-10 minute în care să prezinte câteva idei. Și o să încep cu Răzvan Silaghi de la Raiffeisen Asset Management, director general. O să te rugăm să
ne prezinți viziunea ta cu privire la ce se va întâmpla în 2017. Bună dimineața din nou. O să stau în picioare, nu știu dacă ne putem vedea altfel. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru cuvintele frumoase de introducere. Eu aș vrea să poziționez puțin discuția mea, pentru că în funcție de persoanele cărora ne adresăm, mesajul poate să fie destul de diferit. Și cel puțin din punct de vedere al managerului de fonduri, am în vedere profilul clientului căruia mă adresez. Și atunci aș vrea să vă spun că facem asta nu numai din punct de vedere al obiectivelor de randament, să spunem, care ar trebui să vină din niște obiective de viață ale investitorului, cât și din alte perspective, cum ar fi toleranța la risc, orizontul investițional sau, știu eu, alte nevoi pe care clientul ar putea să le aibă. Ce mi-am propus este să vă spun cumva cum, plecând de la acest lucru, am făcut câteva produse, să spunem, câteva fonduri pentru clienții noștri, care sunt criteriile de care am ținut cont când le-am lansat și care a fost reacția clienților. Aș spune de la bun început că credem foarte mult în investiția în acțiuni. Da? De ce? Poate un motiv în plus acum, când dobânzile și randamentele la titluri de stat sunt la minime istorice, credem că aceste niveluri scăzute pun în pericol atingerea obiectivelor financiare. Cu alte cuvinte, ca exemplu foarte simplu, dacă pui bani într-un depozit bancar, e puțin probabil să poți beneficia de o pensie sau de bani de pensie pe care tu să-i strângi și care să fie într-o sumă suficient de mare. Pentru că e posibil să fiu foarte aproape sau nu suficient de mult peste inflație. Da? Deci banii pe care îi strâng în termeni reali să nu corespundă cu așteptările mele. Revenind la asta, într-adevăr, investiția în acțiuni aduce, dacă vreți, potențial de creștere a randamentului pe portofoliu. Dar aduce încă ceva, aduce risc. Da? Și aici trebuie să avem în vedere că portofoliul respectiv trebuie să aibă un risc care să fie acceptabil pentru clienți. Abordarea noastră este următoarea și a fost, dacă vreți, venită de la clienții noștri și confirmată împreună cu ei. Măsura de risc pe care aceștia o înțeleg cel mai bine și la care și reacționează este pierderea maximă potențială. Cu alte cuvinte, dacă am un portofoliu care trece de o pierdere de în jur de 10%, mai degrabă reacția investitorului va fi să lichideze portofoliu, să rămână cu pierderea înregistrată și după aia eventual să-i fie foarte teamă să reintre ca investitor, să cumpere din nou acțiuni. Și atunci unul din lucrurile pe care le-am făcut a fost ca fondurile pe care noi le promovăm să fie fonduri cu pierdere maximă potențială limitată. Și pragul acela de 10% de care vă spuneam și care într-adevăr nu este foarte precis, dar pe baza feedback-ului clienților considerăm că acesta este în jur de 10%, acest prag se aplică pentru majoritatea clienților din portofoliul nostru, care în principiu sunt conservatori. Ce am făcut? Am făcut un fond care se numește Raiffeisen Benefit, care este un fond de randament absolut, care se încadrează în limita asta de pierdere maximă potențială, chiar a spune eu semnificativ sub pragul de 10%, un fond care poate să performeze și în condiții nefavorabile de piață, deci poate să participe la creșterea pieței, dar poate să genereze randamente pozitive și atunci când piața scade. A fost confirmat, dacă vreți, de către clienții noștri, din momentul în care am schimbat strategia de investiții, activele fondului s-au dublat și am trecut de 100 de milioane de lei. În această idee, eu am pregătit două slide-uri în care vă putem arăta din porțiunea de 10% de fonduri care au componente de acțiuni, puteți vedea că cea mai mare parte din ele sunt fonduri fie cu capital protejat, fie cu drawdown cu pierdere maximă potențială limitată. Deci în afară de fondul de acțiuni pe care îl vedeți cu roșu și fondul de pensii, tot restul fondurilor pe care noi le oferim cu componente de acțiuni au această pierdere maximă potențială limitată. Și dacă putem merge la slide-ul 2... Aceasta ar fi dinamica pe care noi am avut-o dacă ne uităm la alocarea banilor pe cele două tipuri de fonduri. Fonduri care sunt doar cu componente de obligațiuni, deci fonduri de fixed income, cum le numim noi, și fonduri care au componente de acțiuni. Dacă observați,
ponderea a crescut de undeva din jur de 4% până la peste 10%. Deci cumva investitorii confirmă sau clienții noștri confirmă această abordare. Tot pornind de la cerințele clienților noștri, am mai făcut un lucru în anul 2016, pornind de la nivoia de cash flow periodic, de cash pe care să-l primească în cont clienții, am creat o nouă clasă de active pentru fondul nostru cel mai mare, pentru Raiffeisen Rom Plus, care va permite distribuirea câștigului anual către investitori. Cu alte cuvinte, nu va trebui să mai facem răscumpărare periodică atunci când avem nevoie de bani, ci o dată pe an, pentru anul calendaristic precedent, vom primi această distribuție de bani. Cam asta ar fi ce vreau să vă spun pe scurt. Încă o dată, credem că un portofoliu, ca să poată genera randament și ca să poată să ajute investitorul în a-și atinge obiectivele investiționale, trebuie să fie diversificat, trebuie să aibă și componentă de acțiuni, dar este cel puțin la fel de important să avem în vedere celelalte particularități ale investitorului. Orizontul de timp este important, nu putem să investim în acțiuni pentru 3 luni. Încă o dată, am în vedere clienții noștri de la Raiffeisen Asset Management, dacă sunt jucători care vor să fie foarte activi și care vor să tranzacționeze, o pot face probabil și de la o zi la alta, dar nu este targetul pe care noi îl adresăm. Deci avem nevoie de orizont de timp. În general, investitorii au orizonturi de timp suficient de lungi, chiar dacă nu realizează asta. Dacă vorbim de banii de pensie, dacă vorbim de obiective pe termen lung, chiar și dacă am eu acum aproape 40 de ani, încă probabil voi mai avea 25 de ani până la pensie. Este un interval de timp suficient de lung în care pot să investesc, pot să am un portofoliu diversificat, pot să am componentă de acțiuni și pot să trec de mai multe cicluri economice, astfel încât să nu fiu în poziția în care să marchez o pierdere. Ăsta ar fi mesajul nostru. Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări, cu mare plăcere. Vă rog. Dacă vrem să-i facem pe oameni să fie interesați de asemenea investiții, poate ar fi bine să dai niște exemple de randamente. Atât, ca să aibă oameni. Cum a dat domnul Lucian? Da. Acum, când vorbim de randamente, este destul de delicat, să spunem. De ce? Pentru că dacă vorbim de un portofoliu care e investit, să spunem, pe 10 ani, e bine să avem în vedere potențialul de randament pe un orizont mai mare de timp. Sper că mi-aduc bine aminte, un fond, Raiffeisen Benefit, spre exemplu, a avut, cred că februarie la februarie, deci un an în urmă, un randament undeva în jur de 4%. Da? Dar cu mențiunea că faptul că pe acest an a avut randamentul ăsta nu înseamnă că atât va genera și mai departe. Are într-adevăr potențial de câștig, dar are și riscurile de care vă spuneam mai devreme. Însă, unde vreau să ajung? Nu știm niciodată cum va fi piața mâine, peste un an sau peste 2 ani. Ce știm pe termen lung este că dividendele sunt mai mari decât cupoanele la obligațiuni și, la rândul lor, mai mari decât dobânda depozitelor. Și atunci, dacă avem un orizont suficient de mare de timp și relația asta funcționează, automat portofoliul nostru va genera randament mai bun. Dar pe un an, să spunem 4%, dar este încă o dată o bucățică din viața fondului respectiv. E adevărat. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Este foarte important, într-adevăr, să vă rugăm, mai sunt aici în față niște lucruri, vă rugăm să le... Vă rog mult, insist. Nu continui până nu veniți aici, vă rog. Doamnelor. Ieri a fost, practic, ziua femeilor aici la BVB. Azi văd că e ziua bărbaților. Cam în aceeași structură am fost, da, raportul inversat, femei-bărbați, cam inversat a fost ieri față de ce avem noi azi în sală. Important este de făcut această diferențiere și sunt convins că toți managerii profesioniști menționează acest lucru și aceste riscuri. E o diferență între depozit și investiție.
Deci e o diferență importantă și e foarte corect ceea ce s-a menționat. Depinde foarte mult de profilul clientului. Însă acest lucru contează foarte mult, aș putea spune, și de nivelul de educație financiară. Și de faptul că are cunoștință de ce a fost în trecut. Spre exemplu, indicele BET, 8 martie, a fost cel mai înalt nivel după 27 ianuarie 2008, deci este mai mare decât nivelul cu care ne-a prins criza. Iar aici indicele BET, trebuie să menționez permanent, nu include dividendele. Deci dacă am pune și dividendele în acești 8 ani de zile, ultimii ani au fost 6-7% pe medie, dividende, ne dăm seama că, practic, nu cred că am fi găsit un randament mai bun chiar și în perioada de criză sau chiar înainte de criză. Deci, practic, românii au fost remunerați consistent de investiția pe bursă. Acum aș dori să trecem la următorul nostru invitat, domnul Aurel Bernat, director general adjunct BT Asset Management, și o să rog să ne dezvolte câteva din tainele managementului banilor. Mulțumesc tare, Lucian, mulțumesc, Ludic, pentru invitație și tuturor că participați la acest eveniment. Auzisem întrebarea dumneavoastră ceva mai devreme și aș vrea să vă aduc o notă suplimentară. Povestea asta cu delicatesa de care povestea Răzvan e valabilă pentru că la noi în industrie avem o problemă cu menționarea randamentelor trecute. Randamentul trecut întotdeauna este trigger pentru vânzare și este îndeaproape urmărit inclusiv de ASF, modul în care noi îl folosim. În prezentarea mea nu o să folosesc nici măcar denumiri de fonduri pentru că nu avem disclaimere suficiente. Și atunci tot ce vă îndemn este să intrați pe site-ul oricăruia dintre administratorii de fonduri de investiții și veți vedea niște materiale care au toate aprobările de rigoare, evident și cu randamentele trecute, dar toți clienții ar trebui să țină cont că randamentele trecute nu reprezintă o garanție a randamentelor viitoare. Și mai rău, ce ține de, a zice așa, de judecata fiecăruia, pofta vine mâncând. Cu cât se văd randamente mai mari, cu atât dorința și apetitul pentru a-ți lua risc e mai mare. Și atunci e valabil, măcar investitorii, să stea termene mai lungi de timp, pentru că altfel s-ar putea trezi în situații care să nu le fie tocmai pe placul lor. Așadar, BT Asset Management, Banca Transilvania, puternic susținător al economiei locale și a bursei, eu mi-am axat întreaga prezentare pe câteva cifre. Avem 3,4 miliarde de lei în administrare și, se aude? Și 49.000 de clienți. Mai important este însă zona de fonduri pe care noi le avem, 11 fonduri de investiții în total în administrare, 9 fonduri deschise. Pe următorul slide, tocmai ca să scot în evidență faptul că partea de bursă este importantă, avem 4 fonduri cu expunere pe acțiuni exclusiv din România. În sensul că, deși ne-am obișnuit în ultimii ani extrem de mult cu zona de venit fix și vindem bine partea de obligațiuni, ne uităm foarte, foarte atent la partea de acțiuni și încercăm să creștem apetitul clienților noștri către partea de acțiuni. După cum puteți vedea, activele sunt oarecum similare între noi ca administratori, fiecare avem cam 500, 600, 700 de milioane de lei în zona fondurilor de acțiuni. Chiar putem să facem randament, nu contra pieței, ci în trendul pieței. Aspectul pe care îl scot mereu în evidență este că dacă lucrurile merg bine, evident merg și pe fonduri și fondurile se utilizează în special pentru ușurința cu care puteți să faceți investiția. Adică printr-un simplu ordin de plată investește clientul și printr-un simplă solicitare își retrage toți banii din această piață, lichidă sau nu, nu contează, noi avem obligația de a onora. În ultimul slide al meu, după cum vedeți, îmi place foarte mult să fie slide-uri încărcate și cu multe detalii. Avem un fond de indice pentru clienții care nu își pun neapărat încrederea în maestria administratorului. Pot să aleagă un fond de indice, acela are un coș de acțiuni prestabilit de BVB, lucrurile merg simplu, investește și răscumpără. Respectiv, 3 fonduri cu administrare activă și aici aș mai completa 2 cuvinte. Părerea noastră și părerea mea sinceră este că un administrator de fonduri ar trebui să se ocupe în special de zona de acțiuni. Puțin ultima perioadă e distorsionată din cauza zonei de obligațiuni și a venitului fix. Ne-am obișnuit, și vorbesc de noi, ne-am obișnuit destul de prost să ne meargă bine vânzând produsele sigure, iar zona de plus valoare am lăsat-o puțin mai la coada listei.
Lucrurile tind să se schimbe în ultima vreme. Vine din urmă randamentul, vin dividendele companiilor și altele și chiar cred că este și obligația noastră, chiar dacă nu le promovăm intens, dar cel puțin să ne informăm clienții că bursa există și într-adevăr este o modalitate de a face bani. Cred că e ultimul meu slide, dacă nu, mai dați încă unul. Dar nu cred să am surprize. Deci cam asta e. Vă mulțumesc tare mult, aștept întrebări acum și cred că la discuția care va urma, la fel vor fi dezbateri pe tema bursei. Întrebări? Lucian. Mulțumim mult de tot. Evident, fiind reprezentant al BVB, trebuie să fac marketing pentru piața de capital românească și așa cum am zis, în 5 ani de zile cam am bătut în euro piețele din regiune. Aici cred că ar trebui, așa cum am spus, să ne gândim la faptul că nivelul foarte ridicat al dividendelor reprezintă un buffer. De asemenea, trebuie menționat că trecutul nu e o garanție pentru ceea ce se va întâmpla în viitor și este foarte important menționat acest lucru. Dar dacă mă întorc puțin, s-a menționat aici la întrebarea precedentă din sală, 4% randament nu e puțin. 4% înseamnă cam de 4 ori dobânda la un depozit pe termen de un an, vă rog să mă contraziceți, știți mai bine decât mine, da? Zic bine, da? Circa de 4 ori, da? Circa de 4 ori, deci nu e puțin, este un randament foarte bun în condițiile date de dobânzi bancare. Un lucru aș dori să mai menționez înainte să-l invit să ne prezinte câteva idei pe următorul manager de bani. Acest studiu IMAS, făcut pentru români, a evidențiat următorul aspect, relativ interesant. Cam indiferent de vârstă, dacă România ar avea 2000 de lei în plus, în modul în care i-ar economisi, doar 20%, circa 20%, sunt variații, 19-23%, indiferent de vârstă, doar cam atât ar investi în altceva decât conturi de economisire sau depozite bancare. Adică mă refer, iar investi în obligațiuni, acțiuni, fonduri mutuale. Ceea ce este foarte puțin, fiindcă în general, și cam asta ar trebui să fie strategia, când ești mai tânăr, îți permiți, fiindcă așa cum arată dividendele, îți permiți să investești mai mult în acțiuni, urmând ca odată cu ce te apropii de vârsta de pensionare, să poți să-ți schimbi profilul, să ai un profil cumva mai conservator, în care portofoliul de acțiuni sau de fonduri mutuale care investesc în acțiuni să fie relativ mai mic ca procent din totalul avuției lichide pe care o ai înainte să te pensionezi. Menționez permanent acest sistem sau acea teoremă în America, nu este respectată întotdeauna, 100 minus vârsta, ca procent acela ar trebui să fie, aceea trebuie să fie ponderea pe care o investești în acțiuni. Deci dacă ai 20 de ani, îți permiți să investești 80% în acțiuni, repet, e piața americană, e altceva, dar ca idee, cu cât te apropii de vârsta de pensionare, portofoliul în acțiuni ar trebui să scadă de investiții în acțiuni sau mai puțin, sau acțiuni cu un, sau investiții cu un grad puțin mai ridicat de risc. Următorul nostru invitat este CEO-ul BRD Asset Management, Mihai Purcărea. De asemenea, o să rog să ne prezintă câteva idei cu privire la modul de gestiune a banilor. Absolut. Bună dimineața. M-am gândit un pic ce topic să abordăm, dar Lucia mi-a dat o idee foarte, foarte bună, partea de educație. Cu asta ne confruntăm. Noi, la nivel de industrie, cam 90% din banii noștri sunt investiți în fonduri cu venit fix. Asta ne-am priceput cel mai bine, asta s-a promovat și a fost și simplu, să fim serioși. Ne-a fost simplu să vină în lucrul ăsta. Și mă uitam un pic pe cifre. Dacă v-ați uitat, de exemplu, pe cifre de la Banca Națională, anul trecut au crescut depozitele populației cam cu 16 miliarde. 16,5. Dacă vă uitați atent unde s-au dus acei bani, e al naibii de interesant, cu oportunități și lucruri un pic neplăcute. 15 miliarde s-au dus în overnight. Respectiv, banii nu fac nimic pentru client.
vorbea Lucian la început de randamentele pentru client. Cred că ar trebui să fie și scopul nostru, al managerilor, principalul e să avem randament pentru client. Dacă clientul e nemulțumit, va pleca de la noi, rămânem fără business. 15 miliarde s-au dus în depozite overnight. Asta indică, pe de o parte, o educație financiară mai precară și, pe de altă parte, clienții nu mai sunt așa dorniți să facă efortul. Mai bine stau pe overnight la 0% decât să primesc 1%. De multe ori asta e gândirea. Și cum încercăm, cel puțin noi, să abordăm lucrul ăsta? Prin perspectiva unui orizont pe termen cât mai lung și să punem un pic lucrurile în perspectivă. Și facem un joculeț și o să vă dau un exemplu. Punem întrebarea. Câți de aici ar putea să-și economisească 500 de lei pe lună? Și probabil că toată lumea. Este o sumă care aproape orice client ar putea să o pună deoparte. Și punem pe următoarea întrebare. Dacă ați avea de ales între a investi cu 5% sau cu 6%, dar pentru acei 6% trebuie să faceți efort. Trebuie să faceți un efort să stați jumătate de oră cu un consilier sau să vă deplasați la o altă bancă sau în altă parte. Ați face efortul și venim cu partea ajutătoare. Cei 500 de lei, diferența pe acel randament, va fi de 28 de lei într-un an. Și punem întrebarea, ați face efort? Și răspunsul e nu. Pentru 28 de lei, mai bine las banii acolo, că nu face sens să vin la voi, la un fond sau să fac altceva. De ce? Nu știu, e un produs nou, overnight-ul stă acolo liniștit. Și apoi venim cu următoarea întrebare. Vă așteptați să cheltuiți toți banii într-un an? A, păi nu, eu vreau să-i țin pe termen mai lung. Ok. Următoarea întrebare. Cam cât credeți că această diferență de 28 de lei se transformă pe termen lung? În 30 de ani. Cât credeți că ar fi această diferență? 28 de lei. Și răspunsurile de obicei sunt liniare, pentru că aici vorbim de bias-urile pe care noi le avem ca oameni și gândim liniar. Și marea majoritate a oamenilor înmulțesc. 28 într-un an înseamnă că 30 de ani cam 1000 de lei. Mai sunt unii oameni care au educație financiară sau lucrează mai bine cu cifre, care se gândesc, mai stai că e un truc aici. Nu e liniar, e exponențial. Și încep să spună, 1500, 2000, 10.000 de lei, spun unii. Încep să se apropie. Și punem întrebarea, începe să se merite efortul? Parcă da. Și apoi venim cu răspunsul. Răspunsul e 86.000 de lei. Acea diferență. Și punem întrebarea, se merită acum să stai jumătate de oră acum? Parcă se merită. Și încercăm să venim cu astfel de exemple cât mai simple, cât mai apropiate de ei, tocmai pentru că această alocare care este prezentă în România, atât la fonduri cât și în industria bancară, repet, 15 miliarde numai anul trecut în overnight. Stocul de depozite overnight în România a ajuns la 55 de miliarde. Și apropo, nu e ceva care băncile vor. Să nu dăm vina nici pe bănci pentru partea asta. Pentru că băncile, loan to deposit la bănci este acum 80%. Asta înseamnă că 20% din acei bani stau în facilitatea de depozit la overnight, la 0,25. Numai în luna februarie 11 miliarde au stat în fiecare zi la 0,25. Sunt bani care nu produc, din păcate, nici pentru noi, ca și societate, nici pentru clienți. Și aici cred că un efort din partea noastră să facem educație cât mai bună și să ajungem până la urmă la clienți. Pentru că acea diferență mică de 1% face al naibii de mult diferență pe termen lung. Și aici, într-adevăr, orice diversificare către un portofoliu cu acțiuni este benefică și cred că pe termen lung are un beneficiu foarte mare pentru client. Asta e mesajul pe care noi îl transmitem. Promovăm cât mai activ partea de fonduri de investiții și partea de orizont, orizont lung, pe termen de 5 ani, cum erau și exemple aici, sau chiar mai lung. Și aici se poate face o planificare cât de cât bună. Tot ce este nevoie de un pic de efort și de multe ori merită. Asta e mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Orice întrebare, sunt deschis. Te rog. Așa, deci, absolut mesajul noastră e absolut clar și cred că în camera asta toți suntem pe aceeași linie. Problema este mai departe de dumneavoastră. Cred că aveți un job foarte greu ca manager de fond de investiții și de investit pe bursa de valori, din cauza că și opțiunile de investiție sunt oarecum limitate. Și acum vine strategia de comunicare a bursei, care poate trebuie schimbată, pentru că în România, cred că educarea clientului poate să înceapă și de la redefinirea comunicării bursei, documentarul colectiv românesc și mai departe, este de fapt un instrument de atragere a finanței.
strategie de comunicare care poate să adreseze, eu știu, această repoziționare a Bursei ca instrument de finanțare și să se ducă din ezoterismul ăsta al speculatorului care este ardial după bani care investește. Și a doua componentă, cred că și la nivel guvernamental trebuie înțeleasă, pentru că de multe ori decidentul care poate să listeze mai multe companii pe bursă și pe felul să se creeze mai multe opțiuni pentru dumneavoastră de investiții, nu înțelege că aceasta este un instrument de finanțare a economiei. Și aici, practic, s-ar putea schimba regula jocului un pic. Care ar fi opțiunile noastre din punctul ăsta de vedere? Planul de acțiune. Mulțumim. Nu se face educație financiară în școli. Corect, așa este. Aveți perfectă dreptate. Să mergeți în primul rând la decidentul politic, legislativ, ca să impună acest lucru în școală. Așa este. Am făcut acest lucru, o să-l mai facem, dacă nu știu dacă știți, și credem că și noi am avut un cuvânt de spus, pentru prima dată în România, în clasa 8, este un manual opțional, din păcate, dar e pentru prima dată introdus anul trecut, pentru manual prin care elevii de clasa 8 sunt învățați cum să-și gestioneze banii, manual de educație financiară. E opțional pentru moment, e un prim pas înainte. Vă rog. Nu vreau să deraiez tot sensul acestei... Poate aveți o întrebare și pentru asset manageri, eu o să încerc să vă răspund. Eu am încercat ca fica mea să... Eu un asemenea curs opțional, e imposibil. Deci nu vor să-l facă, știți? Și practic nu e implementat. Și aici, O să insistăm ca să-l punem obligator. Deci, și cu religia. Dar, dacă îmi permiteți, sigur, motivul, cred că sunteți aici și ca urmare a faptului că probabil că am comunicat suficient de bine ca să reușim să vă atragem aici alături de noi. Deci cred că e un exemplu că încercăm prin comunicare să fim din ce în ce mai buni. Evident, prin comunicare orice am face nu e suficient. Dacă aveți vreo întrebare pentru... Să adaug câteva cuvinte partea asta de educație. De multe ori e foarte simplu să spunem, ok, ar trebui să se facă. Da, de acord, ar trebui să se facă și multe lucruri ar trebui să se facă. Dar trebuie să și acționăm chiar dacă nu se fac anumite lucruri și să acționăm noi, fiecare dintre noi. Și aici mă refer la nivel de industrie, că suntem partea de asset management. Și aici pot să văd câteva beneficii. În trecut, pentru industria bancară și asset manager a fost oarecum mai simplu să facă bani. Până la urmă, ăsta e scopul acționarului nostru din spate. Și de multe ori sunt tot persoane fizice care cumpără acțiuni la bursă. Acum începe să fie în ce în ce mai greu și eu văd asta ca o mare oportunitate, să împingem partea de educație financiară. Pentru că nu se poate merge înainte numai așa și nu putem să așteptăm să ne dea cineva. Ok, dacă guvernul nu face, atunci noi ce facem? Să stăm cu mâna în sân? Răspunsul meu ar fi nu. Și aici ar trebui să, și mă uit și la mine în primul rând, ar trebui să fim mult mai activi în a face genul ăsta de educație financiară și a depune eforturi, în a sta la masă cu clienții noștri și a le explica toate posibilitățile pe care le au și ușor, ușor, până la urmă să fie mai deschiși. Pentru că acei 15 miliarde anul trecut puși în overnight au produs fix zero pentru ei și minus pentru bănci. Deci nimeni n-a avut de câștigat, pe scurt. Și zero și pentru economie. Și atunci nimeni nu are de câștigat și ar trebui și noi să facem lucrurile astea mai activ. Și ce obțin pe partea de BRD încercăm să facem și cred că cam toată lumea ar dori lucrurile astea. Acum depinde și dacă acționăm în direcția respectivă. Doream să mai spun un lucru și să mulțumesc celor care sunt aici de față în panel. Prin programele de educație financiară pe care noi le-am făcut în ultimii 4 ani, ne apropiem, cred că, de vreo 30.000 de români. Față de 20 de milioane e puțin, dar oricât am face, practic plantăm semințe pentru următorii 10, 15, 20 de ani. Cei care vor veni după noi ar putea să recolteze ceva cu urmarea faptului a semințelor pe care noi le tot plantăm acum. Într-adevăr, trebuie să fie la nivel național, dar credem și vă rog să mă contrazice dacă nu e așa, grupul BVB alături de partenerii noștri care sunt aici de față, credem că poate este principalul vector de creșterea gradului de educație financiară în România în momentul de față. În momentul de față. Vă mulțumesc foarte mult. Avem o întrebare în spate. Vă rugăm frumos. Domnul de la BRD, dacă a analizat bazinul ăsta care ține cele 15 miliarde în overnight și nu a ajuns la concluzia că și băncile
au aceeași problemă ca societatea românească, adică mentalul e undeva jos, acolo, sub arătură. Și cum zicea dânsul că așteaptă semințele, o să vină înghețul și nu o să mai iasă nimic. Adică puteți face să nu mai dați voie să se pună bani în depozite care n-aduc niciun randament, să-i obligați pe oameni să investească numai în fonduri? Mulțumim. Bun, noi plantăm semințe, nu așteptăm semințe. Un răspuns așa off record m-aș bucura într-o parte. Dar acum vorbind serios, vânzarea trebuie făcută și cu adevărat corect, orice fel de vânzare. Asta cu obligatul e imposibil de făcut. Băncile trebuie să primească banii deponenților, indiferent dacă au ce face sau nu cu ei, și acum nu au ce face, dar trebuie să-i primească. Băncile pe acei bani pierd, vă dați seama, sunt bani care se duc, repet, loan to deposit la nivel de sistem este 80%. 20% din banii din sistemul bancar se duc înspre facilitatea de depozit. 11 miliarde numai în februarie, 14 în ianuarie, zilnic la facilitatea de depozit. Deci nimeni nu dorește ca acei bani să rămână pe overnight, toți pierdem, clienții, băncile, statul, economia, absolut toți pierdem. Ne dorim să facem lucrul ăsta și ca bănci, cred că vorbesc poate în numele tuturor colegilor, ne dorim ca bănci să facem lucrul ăsta, să împingem banii către lucruri mai productive. Din păcate avem o reținere să facem asta ca nație până la urmă, dar eu sunt optimist. Cred că ne îndreptăm înspre direcția respectivă. Dacă mă uit în urmă cu 5 ani de zile, fondurile de venit fix de acțiuni reprezentau undeva la 2% din total active pe care le administram. Acum se apropie de 10%. Este încă o porțiune mică, dar ușor, ușor. Și mai cred ceva, cred că depinde foarte mult și masa la care ne adresăm. În trecut aveam poate 1.000, 5.000, 10.000 de clienți. Acum deja acea masă trece și o experiență plăcută în genul de produs, acțiune, fond de acțiuni, o experiență plăcută se răspândește. A dat exemplu Lucian la început, pe cine întrebi prima oară? Familia și prietenii. Dacă ai din ce în ce mai mulți prieteni și familie care investesc în astfel de produse, se va răspândi. Și eu cred că suntem pe un trend foarte bun aici. Dobânzile mici sunt aici și vor rămâne în continuare, n-am dubiu, și ușor, ușor cu educație se poate merge în direcția aceea. Și vă mai dau un exemplu. Acei bani stau la zero. Inflația, BNR-ul ne spune că se așteaptă anul ăsta să fie 1,8 și la anul 3,4. Acei bani care stau la zero, real pierd. Pentru că mai avem și mentalitatea asta de multe ori. Nu vreau să fac pasul către produsul cu 10% acțiuni, care poate să scadă la un dat 3%, să spunem, să nu pierd. Mai bine stau și nu pierd în depozit. Și atunci încercăm să venim și cu partea de educație. Dacă ai inflație 3% și nominal câștigi 1%, se spune că ai pierdut 2% în termeni reali. Și asta ține tot de noi să facem educație și vă dau dreptate. Ține și foarte mult de noi ca instituții bancare, pentru că inclusiv noi mai avem mult să ne educăm pe noi ca să transmitem mesajul ăsta corect. O să am ultima întrebare acum, apoi o să îi rog pe ceilalți invitați să prezinte și o să luăm de asemenea următoarele întrebări. Dar ca să încerc să răspund și eu, dânsul are perfectă dreptate din acest punct de vedere. Cineva trebuie să le deschidă ochii oamenilor. E, acel cineva, din păcate, primul cineva care ar trebui să facă acest lucru e educația financiară. Iar acea educație financiară, din păcate, nu o găsim în școală. De aceea trebuie cumva să fim educați și să încercăm să apelăm la sfatul unor profesioniști. Vă rog. Bună ziua, Ros este numele meu. Aș vrea să vă pun o întrebare la toți investitorii de fonduri, de ce valorile nominale unitare sunt diferite? E cea mai mare tâmpenie posibilă. Ori e 1, ori e 10, ori e 100, ori e 1000. Dar înțelegeți-vă și faceți o valoare nominală unitară. Așa ar fi mult mai simplu pentru toată lumea să compare mere cu mere, nu mere cu pere, cu caiți și așa mai departe. Asta e una la mână. Iar a doua la mână ar trebui deja cotațiile fondurilor să fie diferite de cotațiile acțiunilor propriu-zise. Nu în aceeași oală. Inclusiv pe bvv.ro sunt într-o oală unitară. Ceea ce e aiuială. Mersi. Aș îndrăzni un răspuns aici. Chiar dacă ne-am
am stat toți aici la masă și am spune, ok, hai să fie 10 lei, să plecăm de la 10 lei. Și dau exemplu cu 10 lei pentru că foarte mulți administratori din România au plecat de la 10 lei. Deci unde, cândva a fost. Dar aici ține de timing. De exemplu, fondul nostru de venit fix a plecat de la 10 lei, e 36 acum, că a avut performanță. Alt fond a plecat de la 10 lei și este 20, pentru că a fost lansat 5 ani mai târziu. Chiar dacă le-am face de la 10, în timp ar fi foarte divergente. Deci, pe scurt, nu este posibil, pentru că este performanța diferită. Eu sunt optimist. Am înțeles. Mulțumim pentru întrebări. Cu permisiunea dumneavoastră o să rog și pe Milan Prușan, care e Managing Director la NN Investment Partners, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumim că sunteți aici alături de noi. Vă mulțumim că participați la acest eveniment important pentru noi. E foarte important să auzim opiniile voastre, ale audienței noastre generale. O să vă spun puțin ce am făcut noi anul trecut, ce vrem să facem în anii următori. Aș spune despre piața de asset management că în ultimii ani a devenit cumva foarte comună și cu o piață a distribuției de fonduri. Că un asset manager în România are succes dacă are un canal de distribuție de succes. Și de principiu, canalul principal de distribuție pentru noi reprezintă canalul bancar. Ce am făcut noi anul trecut? Am investit foarte mult în zona asta de educație a canalului de distribuție. Deci, practic, toți consultanții din sucursalele distribuitorilor importanți au avut parte de programe de training în care am investit de sume importante, astfel încât să ridicăm nivelul discursului pe care acești angajații le-au în fața clienților ca dumneavoastră. Asta cred eu că, vorbind despre educație, vorbind despre comunicare, educația trebuie să vină din ambele direcții, suntem de acord cu dumneavoastră și investim în mod constant în treaba asta. E clar că trebuie să, pentru a fi o industrie credibilă, care să atragă noi investitori, trebuie să venim cu un mesaj puternic, susținut și bine documentat. Anul trecut am avut și niște obiective îndrăznețe din perspectivă cantitativă. Am atins două borne importante pentru fondurile noastre. Fondul de obligațiuni a atins un activ net de 1,5 miliarde de lei, iar fondul de acțiuni a atins în luna noiembrie anul trecut un total de 500 de milioane de lei, fiind cel mai mare fond de acțiuni din România, fond integral de acțiuni. Mai mult, în luna martie anul ăsta am atins 600 de milioane de lei. Datorită performanței pieței, datorită noilor investiții făcute, ne putem lăuda cu un fond cu adevărat mare. Ce am făcut din perspectiva clienților anul trecut a fost lansarea unor pachete investiționale. În luna noiembrie am lansat 3 pachete investiționale care urmăresc direct ideea de diversificare. Am observat că avem în portofoliu mai mult sau mai puține fonduri fiecare dintre noi. Cel mai greu e ca respectivii clienți să aplice acest demers de diversificare și mai mult e foarte greu de administrat zona psihologică, dacă vreți. Avem multe informații contradictorii, se întâmplă multe lucruri pe plan economic, global, politic, social. Vedem la televizor în fiecare zi multe lucruri contradictorii. E clar că noi, ca și manageri de portofoliu, trebuie să facem mai mult și din punctul ăsta de vedere. Trebuie să asumăm niște decizii investiționale, să agreăm cu clienții noștri, pe baza nevoilor, pe baza așteptărilor, niște repere de urmat din perspectivă investițională și noi încercăm prin aceste pachete investiționale care urmăresc anumite profile de risc să îndeplinim aceste obiective ale clienților. Aș încheia prin a menționa un mare câștig pe care l-am adus, spunem noi, pieței de capital din România. Dacă până acum fondul nostru de acțiuni Romanian Equity, din perspectiva grupului NN, care administrează 200 de miliarde de euro la nivel global active, era considerat un fond regional, un fond important, 125 de milioane de euro active, în momentul de față această strategie e luată în calcul de echipa noastră de fonduri mixte, așa numită multi-asset, locată în Olanda, care administrează un portofoliu de fonduri mixte de 20 de miliarde de euro ca și alternativă de diversificare. Deci, practic, fondul Romanian Equity va începe ușor, ușor să fie parte a fondurilor noastre multi-asset distribuite global. Am început cu strategiile românești, care sont distribuite exclusiv prin ING Bank România. În momentul de față, expunerea acestor fonduri de profil pe Romanian Equity e undeva la 5 milioane de euro, considerând că am demarat treaba asta în noiembrie anul trecut, deci acum 4 luni și puțin, o spunem că e un rezultat bun care ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul ca în 4 ani să atingem 2 miliarde de lei cu aceste fonduri noi. Cam asta am avut să vă spun. Vă încurajăm să ne întrebați orice astăzi și vrem să câștigăm și noi și dumneavoastră în această interacțiune astfel încât să putem veni cu soluții mai bune. Nu zic în anii următori, zic anul ăsta, pentru că e clar că
viteza cu care trebuie să ne dezvoltăm trebuie să, să crească de ambele părți. Mulțumim. Deci, înainte să luăm întrebări, ca să recapitulăm, viteză înainte pe acțiuni, da, ca recomandare, deci, investiți în acțiuni. E clar. Deci aș veni cu la BVB. În zona asta de diversificare, prin pachetele pe care le-am lansat, investitorii români ar trebui să aibă o expunere pe bursa la București undeva la 10% din portofoliu. Deci, investitorii globali, ne referim, da, deja... portofoliu global. Aș mai face o mică mențiune. Diferim puțin ca și companie de asset management față de piața locală. Expunerea noastră pe acțiuni, considerăm portofoliul tuturor clienților, care în momentul de față undeva la 580 de milioane de euro, investitori români, e 30% acțiuni, 70% obligațiuni. Deci acest context de creștere al dobânzilor n-aș spune că ne alarmează foarte mult, pentru că avem deja o diversificare în portofolii pe zona de acțiuni și de alte instrumente financiare. Deci, practic aduceți bani de la alți investitori din afara țării să investească în acțiuni, da, românești, da, ceea ce este lăudabil. Așa cum am spus și mai devreme, nu trebuie să uităm România-Polonia 6-0, da, nu, 6-0 avem la randament lucru, total ultimii 5 ani. Numai că ei joacă de foarte mult timp și... Da, sunt... Dar, mă rog, îi mai batem și noi la, da, câte ceva, cum ar fi randament. Erau deja două întrebări, trei întrebări anunțate. Vă rog. Iuliana Albu mă numesc. O întrebare probabil mai mult general adresabilă și ție, Lucian. Apropo de educația financiară, ne tot referim la investitori. Cred că ar trebui să privim focusul un pic bidirecțional. Educația financiară și a ofertei și a cererii. Ne tot oferim, ne referim la ofertă, la oferta de bani, la investitorii care ar trebui să investească în ceva. Cred că se leagă puțin și de întrebarea de dinainte sau de mențiunea de dinainte. Băncile au avut rolul finanțării economiei în mare parte și au rolul finanțării economiei, a companiilor. Cred că trebuie să ne orientăm la cei care au nevoie de bani, să acceseze alte modalități de finanțare și aici vine rolul bursei, rolul listărilor și a obligațiunilor corporative care creează un pool de instrumente în care banii să intre. Și educație financiară trebuie și aici și trebuie susținută prin intermediul societăților de investiții care trebuie să meargă către companii și să le ofere o alternativă care ar trebui să se dovedească și mai facilă și mai ieftină față de finanțarea bancară, ceea ce nu a fost cazul până acum. Da. Corect, mulțumim. Aici, într-adevăr, rolul nostru, al tuturor, al celor care lucrăm în piața financiară, să încercăm să deschidem ochii antreprenorilor că există o rețetă de succes. Gheața a fost parte de MedLife, o tranzacție de super mare succes. Noi suntem optimiști că vom găsi astfel de companii care să se listeze în următorii ani, companii private românești. Și aici, de asemenea, ar trebui să menționăm faptul că sunt destul de puțini brokeri în România care sunt capabili să aibă și echipă de investment banking și echipă de research care să facă. În general, sunt băncile, în general, da? Dar nu numai. Dar aici, evident, lucrul acesta se dezvoltă, dar sunt convins că asset managerii au susținut și sunt convins că vor susține orice companie cu un viitor care ar dori să listeze, de sunt convins că veți găsi, zic bine, întrebat. Da, nu se pune problema, cred că și colegii mei sunt de acord. Participăm la multe discuții în zona asta, nu particip eu personal, specialiștii noștri în administrarea fondurilor de acțiuni sau de instrumente cu venit fix, pentru că obligațiunile joacă un rol foarte important și aș spune că un pas pentru investitorii locali ar fi trecerea de la ideea asta de titlu de stat la obligațiune corporativă. Cred că ar ajuta și asta foarte mult în zona de experiență și de educație financiară. Companiile plătesc randamente bune pentru obligațiunile pe care le emit, dar, din păcate, piața e destul de mică încă. Următoarea întrebare este aici, în spate. Să vă rog să vă și prezentați. Sigur, Andrei Ardiceru mă numesc. O întrebare relativ scurtă. Am văzut până acum toți managerii de fonduri discutând și vorbind pe o bază de competitivitate între ei care are soluții mai bune, care a găsit variante de finanțare mai bune, toate cele. Nu înțeleg o singură chestie. Vorbiți de 15 miliarde care stau degeaba anul trecut. De ce nu căutați o formulă comună, dat fiind faptul că e piața dumneavoastră, să căutați o variantă de asociere într-atât în cât a porni campanii comune de educație financiară în rândul populației? Vă interesează pe dumneavoastră primii, lăsând la o parte interesele populației ulterioare și cred că e foarte interesant și e modul în care puteți să dați randament celor 15 miliarde care stau degeaba sau cel puțin au stat degeaba anul trecut.
o asociere între dumneavoastră, un punct comun spre a porni o educație financiară unitară, bineînțeles cu sprijinul BVB, eu cred că ar fi o soluție bună și înțeleaptă pentru viitor, de la dumneavoastră până la viitorul întregii țări. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult pentru întrebare. 15 miliarde a fost bani noi. Stocul tot sala a fost 55 în overnight. Deci 55 stau degeaba. Lei. 55 miliarde. Da, o scop foarte mare. Cine dorește să răspundă? Aș putea răspunde dacă tot am microfonul, dar noi suntem deja... mă bucur și eu de prilejul ăsta să spun câteva cuvinte. Noi suntem deja organizați într-o asociație administratorilor de fonduri, deci suntem parteneri în această asociație, livrăm în fiecare lună informații cu privire la activitatea noastră. Mai mult de atât, împreună cu Bursa de Valori București, venim împreună la toate evenimentele majore, cum a fost Your Money Expo, de exemplu, anul trecut, și împărțim piața universității sau împărțim diverse locații în care transmitem mesaje unitare cu privire la nevoia de dezvoltare atât a noastră cât și a pieței. E clar că nu e vorba de noi și de dumneavoastră. E vorba de piața de capital din România până la urmă. Și noi facem demersurile astea, nu vrem să pară o dezbatere competitivă și ne cerem scuze dacă s-a întâmplat să aveți percepția asta, vrem să schimbăm opinii, pe altă parte vrem să spunem ce facem concret pentru dezvoltarea acestei piețe de asta. Ați gândit ca asociația, mă scuzați că intervin, o variantă prin care fiecare membru al asociației să investească o parte, să facă un concept comun și să spună, băi, de mâine intrăm în piață, de mâine ne educăm viitorii clienți. Avem 15 miliarde morți acolo. Am avut 55. Ce facem? Că ne interesează pe toți să dăm valoare banilor ăla. Da. Cum îi educăm pe oamenii ăștia? Că ținând aici 30-40 de persoane odată la nu știu cât timp, m-aș exprima, e o picătură în mare neagră. Da. Trebuie gândit ceva la nivel de asociație și pornit general la nivel național. Dar treaba asta nu se poate fără a finanța demersurile astea. Fără o finanțare și o idee comună la nivel asociației. Cel puțin părerea mea. Și după aia, competitivitatea între dumneavoastră, e clar că trebuie să existe ca fiecare să-și acopere portofoliul și să-și crească cum știe și cum poate. Vă mulțumim foarte mult. Am reținut și cred că o idee foarte bună, care probabil că va fi analizată în continuare de asociație. Se fac foarte multe lucruri. O parte din ele sunt vizibile direct, o parte mai puțin și aici... Mă bucur că noi, ca și reprezentanții ai băncilor, avem un avantaj, ne distribuie, avem forță de vânzare în spate. Prima educație, au punctat și colegii, prima educație este către forța de vânzare. În primul rând, ei trebuie să aibă propria cunoștință ca să poată să explice mai departe clienților și vorbim de mii de oameni pe care îi reprezentăm în spate, fiecare din băncile mari, forța de vânzare este câteva mii de oameni și cel puțin în experiențele pe care le știu, lucrul ăsta se face activ și din ce în ce mai activ și cu concentrare pe a explica ce este o acțiune, de ce diversificare, de ce este bine ca economiile unei persoane să fie diversificate, monetar, venit fix, obligațiuni corporative și acțiuni și facem lucrul ăsta extrem de activ. Și aici cred că se va vedea, cred eu și sper, se va vedea și efectul cel mai direct. Pentru că acei mii de oameni se întâlnesc cu alte mii la rândul lor și acolo cred că se va vedea efectul cel mai direct și mai palpabil și sunt investiții masive. De exemplu, noi în prezent derulăm un program masiv în cadrul BRD tocmai de a face acest lucru cu toți consilierii și cred că și colegii ar putea să vă spună, cred că este aceeași tendință peste tot. Și aici tind să sper că va fi cel mai palpabil. De ce? Pentru că este și legat de ceva. Este un interes comercial să facem această educație. Și atunci cu adevărat se face. Nu este un lucru care doar se pune pe un tapet, un proiect de educație, se investește niște bani, se face o conferință frumoasă, ne strângem și nu mai rămâne făcut nimic. Nu. Aici e avantajul nostru, pentru că avem și un interes comercial să facem lucrul ăsta și personal sunt încrezător că vom vedea progrese în următorii ani. Mulțumim mult. O să mai luăm două întrebări, după care o să trecem la următorul vorbitor și o să luăm următoarele întrebări, astfel încât fiecare vorbitor să poată să răspundă la cât mai multe. Deci. Da, mulțumesc, numele meu este Giangu și vreau să vă dau un exemplu cu propria persoană, apropo de autoeducație. Am studiat presa și am aflat că în februarie care a trecut, vor fi 4 IPO-uri și am zis, am pus niște bani deoparte și
exact pentru cele patru sau pentru unele dintre ele și nu s-a întâmplat nimic. Au fost creșteri foarte frumoase în ianuarie-februarie și banii mei au stat deoparte așteptând IPO-urile, deci educația mea nu a fost prea bună, autoeducația. Asta e o problemă. Al doilea subiect. Sigur că trebuie să educați elevii. E foarte bine. Dar mă arătur colegului că trebuie să educăm decidenții politici. De foarte multă vreme se vorbește de hidroelectrica. În campania electorală, domnul Dragnea a zis, nu. Hidroelectrica este a statului, rămâne a statului. În regulă, hidroelectrica ar trebui să facă proiectul Tarnița și trebuie bani. Iar guvernul acum nu reușește să adune bani, după cum bine știm. O campanie interesantă ar putea să fie aceea că hidroelectrica ar putea să fie listată la bursă cum a fost electrica, respectiv cu majorarea capitalului. Foarte multă lume cred că ar fi interesată să-și placeze banii, iar banii adunați ar putea fi introduși în aceste proiecte care sunt necesare economiei, să ne amintim doar prețurile energiei din ianuarie, și banii în loc să vină de la buget ar veni din fonduri de genul ăsta. Și apropo de educație, lucrul ăsta ar putea să fie, să ajungă în presă și de o astfel de manieră încât decidenții politici să fie rușinați de faptul că n-au fost în stare să iau astfel de decizie. În regulă. Să ascultăm răspunsul. Mulțumim pentru comentarii foarte interesante. Se așteaptă un răspuns, cred că mai degrabă un comentariu. Că n-am... În mod cert, susținem... De exemplu, fiecare dintre noi are o adresă de e-mail și primim oferte de a cumpăra de la diverse... Mă numesc Barbares Emanuel Dan. Deci fiecare dintre noi are o adresă de e-mail. Dar n-am văzut niciodată pe adresă de e-mail decât să cumpere. Dar n-am văzut de la bănci oferte de a investi. Asta una la mână, doi la mână. Luați exemplu Bisericii Ortodoxe Române. Sunt total anti. Dar politica lor dă roade. Ar trebui și dumneavoastră să mergeți door to door. E o campanie, știu, e greu. Facem lucrul ăsta. Dar este un lucru bun pentru viitor. Așa cum randamentele pe 30 de ani și educația se formează în ani. Da. Nu se formează peste noapte. Și adresați-vă și mediului sătesc, adică celor de la țară. Ca să știți, ei se duc în birturi și beau și votează cu stânga. Dar când e vorba de bani, când vede că vecinul a luat o vacă din ce a pus ăla deoparte și a investit, va face și el. Așa bețiv cum e el. Ce pot să spun e că în momentul de față, aproximativ 400.000 de clienți primesc un newsletter, un buletin lunar, privire la evoluția pieței, sunt 400.000 de clienți care poate n-au investit niciodată într-un fond mutual și încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor tendințele pieței și viziunea noastră ca și asset manager, un buletin scris de specialiștii noștri, de managerii noștri de fond. Deci aș spune că ajungem în fiecare lună la ușa fiecăruia din acești 400.000 de oameni, dar e un demers. Ar trebui să fiți client ING Bank. Și ca să încerc... Da, pentru că vrea să vă transmitem e-mail-ul și cumva pe unii dintre noi să fie deranjați dacă... Înțeles. Da, da. Da, cred că... Eu am pensia la ENN. Dar n-am primit niciodată de la dumneavoastră un e-mail cu prezentarea ofertelor de la ING. Am înțeles. Nu au voie prin lege, din păcate. Deci la pensii nu au voie să vă transmită alte informații. Așa e legea în România. Dar dacă îmi permiteți, ca să lăsăm și următorul vorbitor, care sigur are foarte multe informații de transmis și să ne și încadrăm în timp, doar vreau să comentez puțin despre hidroelectrica, ceea ce s-a menționat mai devreme. Hidroelectrica este esențială pentru noi în upgradarea pieței de capital. De multe ori am vorbit destul de mult, dar probabil că n-am vorbit suficient. Ce înseamnă upgradarea pieței de capital? În momentul de față, companiile din România sunt evaluate la un discount, adică sunt mai ieftine decât companiile similare din țări precum Polonia, Ungaria, Cehia, care sunt deja piețe emergente. Deci sunt cu o treaptă deasupra noastră din punct de vedere a, să zicem, ratingului oferit piețelor de capital. Dacă noi reușim acest lucru, iar hidroelectrica ne ajută consistent să obținem această upgradare, listarea hidroelectrică ne-ar ajuta consistent,
Practic, evaluarea companiilor românești ar fi și mai bună. Adică, în mod normal, cererea ar trebui să crească, iar acest lucru ar trebui să se răsfrângă în creșterea prețului acțiunii, în mod normal, într-o lume normală. Am văzut alte piețe în alte zone din lume care au beneficiat, creșterile au fost între 50% și 200% pentru indicele principal în 2 ani de zile, un an înainte de upgradare, un an după upgradare, în acești 2 ani de zile, între 50% și 200%, ar fi un eveniment care s-ar întâmpla odată în viață, fiindcă în general piețele nu se downgradează, în afară de Grecia, care a fost un caz excepțional, downgradarea unei piețe nu se întâmplă exact cum se întâmplă la ratingul suveran de țară, da? Este o stabilitate mult mai accentuată și acesta e motivul pentru care în continuare susținem listarea hidroelectrică, dar evident încercăm să aducem și companii private, cum foarte bine s-a menționat, împreună cu brokerii care evident au interesul principal. Acum, vă mulțumesc foarte mult pentru idei. Cu permisiunea dumneavoastră aș dori să trec la următorul invitat și îmi cer mii de scuze că l-am omis. Inițial este Dragoș Manolescu, director general adjunct OTP Asset Management și încă o dată mulțumim foarte mult pentru sprijinul și faptul că permanent, că plouă, că ninge, că e 8 de dimineața, 9 seara, sunteți alături de piața de capital și educația financiară. Și noi mulțumim. Și noi mulțumim Bursei. Suntem parteneri în proiecte de educație financiară atât cu Bursa de Valori București, mai multe proiecte, cât și cu Fundația Dreptul la Educație, pentru că s-a tot vorbit de educație financiară. Colegii mei de la fundație predau cursuri elevilor de 10-18 ani în licee, mă rog, școlice din București și din provincie. Evident, capacitatea numărul oamenilor este limitat. Nu pot atinge atât de mulți oameni pe cât și-ar dori. Noi, practic, partea de educație financiară am început-o din 2008, de când am început să ne trăinuim, să spun așa, angajații din sucursale, pentru a putea vinde produse de investiții corect. Demersul a continuat prin implicarea în proiecte cu Bursa și cu Fundația Dreptul la Educație. Pentru cei care, că tot auzeam întrebarea de care se tactiază după informații, intrați pe paginile companiilor de asset management, OTP Asset Management și cred că și ceilalți asset manager oferă posibilitatea de a vă abona la acele newslettere lunare, care sunt gratis, pur și simplu completați o adresă de e-mail pe pagina fiecărui asset manager și lunar puteți primi update-uri legate de ce au făcut portofolio managerii, cum văd portofolio managerii piața în următoarea lună, cum au văzut-o în luna precedentă, ce se așteaptă. Nu trebuie neapărat să vină de la pensii sau de la alte instituții. Practic, informația asta o aveți gratis de la asset manageri. Unul din demersurile pe care le-am început în 2016, sau pe care ne-am focusat și avem focus și în 2017, este transparența. Încercăm să livrăm educație și încercăm să fim transparenți. Transparenți față de investitorii noștri, pentru că doar fiind foarte transparent, cred că pot noi, asta este deviza noastră, putem să câștigăm acea încredere a investitorilor și putem să educăm, oferind educație financiară atât prin parteneriate cât și pe site-ul nostru. Considerăm că suntem poate unul din cei mai transparenți asset manageri și dorim să rămânem aici, în zona aceasta. Anul trecut toți colegii au vorbit de ce realizări au avut. Am reușit să creștem cu activele cu peste 30% într-o piață care nu a fost tocmai favorabilă asset managerilor. Și am crescut cu peste 11% numărul clienților. Și am mai reușit pe partea de fonduri diversificate să ne clasăm pe primul loc cu OTP Global Mix și pe partea de fonduri de absolute return din punct de vedere a randamentelor. La cele două categorii am targetat top 3, de fapt la toate categoriile targetăm top 3. La cele două am reușit locul 1, la celelalte ne clasăm în top 3, atât la obligațiuni cât și la acțiuni. În total, per activele pe care le administrăm,
considerăm că stăm relativ bine pe partea de absolute return și pe partea de fonduri de acțiuni, unde ponderea acestor active în total active administrate este mai mare decât media pieței. Mai avem de lucrat la fonduri diversificate, unde în momentul de față ponderea fondului diversificat în total active administrate este sub media pieței. Noi am început din 2013-2014 tot mai intensiv, am început acel demers de diversificare și am avut o felul de campanii prin care am încurajat clienții să se diversifice. Pentru că situația din România este una atipică. În afară de stocul de depozite de care vorbea Mihai, peste 55 de miliarde, trebuie să ținem cont și de faptul că 90% din banii investiți în fonduri de investiții stau în quasi-depozite, fonduri de obligațiuni. Și stau în aceste quasi-depozite, fonduri de obligațiuni, care îți aduc într-adevăr mai mult decât îți aduce un depozit bancar, long term. Însă, pe termen lung, comparativ cu acțiunile, nu pot capta creștere economică, până la urmă. Și noi asta am încercat, am încercat să ne educăm forța de vânzări și clienții să se diversifice pe anumite fonduri. Dacă ei au în portofoliul lor doar fonduri de obligațiuni și dobânzile vor începe să crească, randamentele nu vor mai fi la fel de atrăgătoare. Astfel că ei, dacă vor să capteze din creșterea economică pe care o vedem astăzi, atât, ne-a arătat Lucian cifrele, ei nu pot capta asta decât investind și în fonduri de absolute return, și în fonduri diversificate, și în fonduri de acțiuni. Pentru că toate aceste categorii de fonduri de absolute return, diversificate și acțiuni, toate acestea investesc și în acțiuni. Cele de acțiuni investesc preponderent în acțiuni, asta este ideea. Și în toate cele trei categorii pe care le administrăm, acțiunile listate la BVB au avut un aport pozitiv în performanțele pe care le-am generat. Și principala temă pe care o vedem la Bursa de Valori București rămâne povestea dividendului. Anul trecut, nu știu tu dacă știți, indicele BET a fost indicele cu cel mai mare dividend yield din lume. Putem să-l considerăm cel mai mare dividend yield real, sau randament real al dividendului. Eu sunt convins că și anul ăsta, ținând cont de necesitatea guvernului de a cheșui bani din companiile de stat și acel 90% din profituri care va merge către stat, povestea se va menține. Bursa de la București va avea cele mai interesante dividende, poate nu cel mai interesant dividend din lume, dar va fi în top acolo. În următorii ani, da. Anul acesta și în următorii ani, pentru că aceste companii produc, iar dividendele pe care le produc sunt mult mai atractive decât dobânzile bancare și oferă creștere. Și dacă vă uitați la un randament absolut, acel total return, ce vă prezenta Lucian, acel total return, randament absolut cu dividendul inclus, arată foarte bine și puteți capta din creșterea economică, pentru că gaz va trece prin țevile Transgaz, gaz se va consuma și îl va vinde și Petrom și Romgaz și așa mai departe. O să vă duceți să vă faceți plinul și ținând cont că a crescut și apetitul de consum al românilor, vedem că avem cea mai mare rată de creștere, am avut anul trecut cea mai mare și anul ăsta suntem în top în Europa și se datorează consumului, ceea ce nu e neapărat sănătos, dar mă rog. Evident, baza e foarte jos. Nu am zis că... Dar nu e o creștere sănătoasă. Long term nu este o creștere sănătoasă. O creștere bazată pe consum. Dar ideea este că sunt și companii care captează partea asta de creștere economică și aici mă refer la bănci. Bănci și companii din domeniul terțiar, nu o să le dau nume, care produc și care produc atât pentru economia din vestul Europei, de care suntem legați, cât băncile care, până la urmă, oferă credite persoanelor dornice să le ia pentru că le-au crescut veniturile și pentru că se pot îndatora în momentul de față. Capacitatea de îndatorare a crescut. Una din reguli, una din regulile pe care le vedem noi pentru a vă asigura un trai decent la bătrânețe și nu este regula pe care am inventat-o noi, ci sunt băieți mai deștepți decât noi de afară, este ca în fiecare an să economisiți 20% din venituri. Dacă ați reuși
practic la 5 ani să economisiți salariul pe un an. Și atunci ați putea ca după 30 de ani să nu înregistrați un declin în stilul de viață cu care v-ați obișnuit până la pensionare. Dacă ați face asta, evident, industria ar avea de câștigat. Nu noi, ci întreaga industrie și dumneavoastră ați avea de câștigat. Și dacă v-ați diversifica. Iarăși, al doilea lucru, un alt punct important, cu cât sunteți mai tineri, cu atât vă puteți expune mai mult pe instrumente cu risc. Chiar 100%. Nu, aici nu sunt de acord cu Lucian, care spunea 70%, pentru că în momentul în care ai 30 de ani, capitalul tău uman este mult mai mare valoarea lui. Tu, teoretic, te poți expune cu 100% pe instrumente, bine, tind să fiu un pic agresiv, dar te poți expune cu 100% pe instrumente cu risc. Iar pe măsură ce înaintezi în vârstă, ponderea se poate reduce de la sine. Ce ne propunem în 2017? Ne propunem să continuăm demersul de educație financiară în parteneria și cu Bursa și cu Fundația Dreptul la Educație. Ne propunem în continuare randamente pe toate clasele de active pe care le administrăm și încercăm să-i facem pe cei cu care intrăm în contact să înțeleagă că universul investițiilor nu înseamnă doar acțiuni și obligațiuni și în momentul în care ei își calculează averea absolută, să se gândească și la real estate, se gândească și la banii din depozite, și la tot, global. Și se gândească foarte bine la ce randament le aduce fiecare investiție, pentru că mi se pare cumva că a început un trend de a investi în real estate sau am auzit oameni care economisesc investind în real estate și care cărora li se pare ok un randament de 5%. Adică nu știu că câți dintre voi ați văzut filmul The Big Short cu... Acolo era o regulă foarte interesantă dacă l-ați fi văzut. Michael Burry spunea o chestie foarte interesantă. În momentul în care PER-ul, ceea ce înseamnă dividend yield-ul tău sau earnings per share, suprapreț a ajuns la 5%, deci dacă ți-o proprietate generează 5% randament, vinde-o și stai pe cash. În momentul în care cumperi ceva, trebuie să aibă un randament de peste 10%. În condițiile în care pe Bursa de la București sunt acțiuni care au randamente mult mai interesante, mi se pare un pic ciudat sau poate că e lipsa de educație sau poate că este n-aș știu cum să numesc, siguranța că vezi un obiect, că există acolo un bloc, de unde și apetitul românilor de a economisi prin investiții imobiliare. Mi se pare un pic ciudat. Și poate că și aici ar trebui să lucrăm pe partea de educație financiară. Pentru că, iarăși, dacă luăm în calcul și fondul imobiliar din România, cred că cifrele arată înspăimântător. Cred că acea valoare a fondului imobiliar este mult mai mare decât toți banii care există în depozite și ținând cont de faptul că foarte mulți români înțeleg foarte ușor această investiție. Dacă sunt întrebări, este ceva palpabil. Înainte de a prelua tot așa trei întrebări la fiecare rundă, un singur comentariu, aș vrea să menționez și eu ceea ce un elev în Marea Britanie învață, e regula lui 20. Și un elev în clasa primară învață următorul lucru. Ca să aibă 100 de lire sterline în plus, haideți să zicem 100 de euro în plus, după ce se pensionează, lună de lună, cât trăiește, are nevoie să strângă. Deci într-un an de zile, 100 ori 12 înseamnă într-un an de zile își dorește 1200 de lire sterline în plus după ce se pensionează. Această sumă trebuie să mulțească cu 20. Asta e regula lui 20. Deci veniturile în plus înmulțit cu 20, cam aceea trebuie să fie suma lichidă cu care el ar trebui să pensioneze. Deci 24.000 de lire sterline ca să ai 100 de lire sterline, cât trăiești după ce te pensionezi. Și de aici să facem un tiplu. Vrei 1000, 240.000. Și cam acesta este nivelul la care ar trebui să ajungem foarte corect. Nu se împarte la 35 de ani, dacă sunt tânăr, că trebuie să economisesc 35 de ani, fiindcă aici trebuie să îi pun să lucreze pentru mine acești bani. Și evident, acești manageri de bani străluciți, care aveți în fața dumneavoastră,
pot să vină și să adauge valoare acestor bani, să-i facă să muncească, apropo de discuțiile care au fost mai devreme. Deci, prima întrebare care era de runda trecută și dumneavoastră... Mulțumesc! Mă numesc Andriș Marius, sunt student la Facultatea de Management, SNSPA. Vă vorbesc astăzi în calitate de actual student și fost elev de liceu economic. Și voiam să vă spun următoarele lucruri, și anume că eu am învățat educație financiară la facultate mai mult decât la liceu. Și cred că asta e o problemă foarte, foarte, foarte mare la noi în țară. Și cred că știm cu toții că, probabil sunt cel mai tânăr din sală, dar cred că știm cu toții că cu cât înaintăm mai mult în vârstă, cu atât suntem mai reticenți la schimbare și oferim o rezistență mai mare la ideea de a învăța în continuare lucruri. Propunerea mea pentru toți invitații este următoarea. Cât de bună credeți că, sau cât de eficient ar fi o investiție a băncilor în situația în care s-ar putea crea anumite programe prin care băncile să ajungă la elevi în liceele economice din țară, pentru că eu cred că elevii de astăzi pot fi investitorii de mâine, de succes, care pot schimba cifra aceea de 55 de miliarde de lei overnight. Ce vreau să spun este că, adică o să folosesc exemplu fundației, target, focusul ei fiind tocmai pe elevi. Principala problemă cu care se confruntă în multe locații este lipsa sălilor sau lipsa timpului sau lipsa disponibilității de a asigura. Nu este o problemă la nivelul efectiv al celui care vrea să ofere, pentru că este educație financiară gratis, ci este o problemă la nivelul celui care, printre materiile de BAC sau de așa, trebuie să fie de acord să găsească o sală pentru a oferi niște cursuri de educație financiară unor elevi care, poate în proporție de 80%, nu sunt interesați pentru că se gândesc la examen. Bine, ne mai ținem cont, ok, sunt și nouă, clasele 9, 10, 11, unde nu ai presiunea asta, însă problema principală este găsirea acelor timp și acelor săli. Pentru că cineva din acea școală trebuie să stea peste program. Și aici este vorba strict de persoane și de bunăvoința acelor persoane. Unde în unele locații există și este lăudabilă, în alte locații... Bună ziua, Mihaela Băbeanu este numele meu. Aș dori să pun o întrebare tuturor celor care sunt aici prezenți ca și asset management experți, să spun așa. De ce nu avem un fond de investiții pe index și de la bursa, de la BVB? Pentru că aș fi interesată să... Există, să știi. Index și un ETF care? Există. Cel de la Tradeville? Da. Ok, pentru că cel de la Transilvania, eu sunt client BT, cel de la Transilvania este, ok, are acțiuni în proporție de 80% și ceva%, dar nu are doar acțiuni și nu sunt acțiune din index, adică m-ar interesa acțiunile să nu se miște până nu le mișcă BVB-ul din indexul respectiv. Deci aș aduce o completare, mulțumesc pentru întrebare. Deci noi, ca administrator, avem un fond de indice, este numește ROTEX, replică indicele în totalitate, în sensul că sunt doar companiile din respectivul indice. Cei drept nu îl replică 100% pentru că are și o componentă de lichiditate pentru a clienții noștri să poată să-și retragă banii. Și atunci noi replicăm între 85% și 90% partea de acțiuni, exclusiv din ROTEX. Din câte știu, cred că suntem singurii care avem indicele. Ca și proporție de acțiuni, 85%. Acolo se învârte, dar exclusiv indice. Nu, că mergem pe rețeta pe care o dă Bursa de Valori București și facem ajustări de indice permanent. Dar aici aș avea totuși de completat ceva. M-am întâlnit cu niște administratori mult mai mari decât noi din străinătate care își căutau rețele de distribuție și altele să se mai uite la România. Și cerând, dacă îmi permiteți, și cerând așa o radiografie a situației, mi-au pus două întrebări care m-au lăsat pe spate, vorba românească.
Una, unde aveți cei mai mulți clienți? Am zis în zona de obligațiuni, perfect. Unde aveți cei mai puțini clienți? Din păcate în zona de acțiuni, perfect. Câte fonduri de acțiuni aveți în portofoliu? Mai mult de jumătate. Ce incisivitate, ce grad de incisivitate are zona de acțiuni? La noi și în toată piața, în general, extrem, extrem de mare. De fapt, concluzia pe care am tras-o a fost că noi nu încercăm neapărat să educăm prin produsele noastre, ci noi mergem ori la bal, ori la spital. Avem zonă de obligațiuni și vorbim de fonduri de indici cu 85-90% acțiuni și alte fonduri administrate activ. Ceea ce vedem noi și unde vrem să avem un focus mai mare este să încerci încet să-i dai clientului accesul la piața de capital. Fonduri cu 20%, cu 30% acțiuni. Să nu ne forțăm norocul. Să nu uităm că toți distribuim prin intermediul canalelor bancare și am auzit întrebarea dumneavoastră legată de newslettere. E o vorbă la o nație apropiată de noi, încerc să o traduc. Un om liber într-o țară liberă face doar ce are drepturi. Și atunci, pentru că există reguli, nu putem accesa mai mult canalele acestea, care, deși îmi face deosebită plăcere că toți sunteți oameni de vânzări, cam așa văd discuția, dar din păcate zona de control intern și din păcate zona de reglementare nu o aducem în discuție. Nu putem să facem tot ceea ce ne dorim, ci doar ceea ce ne permitem. Nu încerc să scuz, n-am făcut suficiente, dar oarecum trebuie dată dorința de a investi în acțiuni încet, încet, cu fonduri de acțiuni puțin agresive. Mulțumesc! Da. Scuze, singură precizare, adică mi-aș fi dorit să găsesc un fond care să dea acel randament de 90%, a spus, erau de joc pe ecran, 97% a spus dumneavoastră, una din ele oricare era foarte bună. Există astfel de fond care a dat acest randament? Nu există. Există. Care? Nu este în sală. Nu l-ați schimbat tocmai pe acel. Lipsește de factul. Deci, dacă îmi permiteți, acest randament este în euro, include dividendele și trebuie să mai știm un lucru. Expertiza trebuie plătită. Deci nu avem ce să facem, acest lucru trebuie plătit. Alternativa este ca să facem noi, de capul nostru, fiecare să stea și să analizeze, să decidă când investește, când iese, când. Acest lucru, cred că foarte mulți români nu știu să-l facă, poate nu-și doresc, poate nu ar trebui, nu știu care e răspunsul, dar cred că pentru milioane de români aceasta e soluția, să lăsăm niște manageri profesioniști de bani să se ocupe de banii noștri 24 din 24, fiindcă acești manageri, și cred că este foarte, foarte important aici de văzut prin comparație cu depozitele bancare, ați bătut dobânda la depozite bancare? Da? Zic bine? Da? Toată lumea? Da? Deci este indiscutabil. Deci indiscutabil, deci nu e absolut niciun dubiu din acest punct de vedere. Era pe toată piața, deci nu era niciun, adică era... Da, este indicele principal. Este indicele principal, scria, poate n-am spus sus, BET-ul, da? BET era indicele principal sus, BET, cele 10 companii, adăugând dividendele în echivalent euro-timp. Ce am vrut să prezint, n-am vrut neapărat să prezint dublarea, ci am vrut să prezint că an de an, ca urmare a performanțelor economice, performanțelor financiare ale companiilor, dividendelor, cumpărărilor importante pe care fondurile de pensii le-au generat și asset managerii, fiindcă întotdeauna există un buffer, întotdeauna, cel puțin până acum, un volum consistent de cerere care vine și care automat duce la o evaluare mai bună a companiilor, la creșterea valorii, ceea ce pentru român înseamnă plus la randament. Acesta era motivul. Într-adevăr, poate în timp o să avem și astfel de instrumente, poate puțin mai sofisticate pentru piața românească, care încă își pune întrebarea, un român încă își pune întrebarea, așa cum arată studiul IMAS, dacă aș avea 2000 de lei, jumătate aș pune în cont de economisire sau cont de depozit, da? Sau cont curent. Deci asta este, acolo suntem, de acolo... Este doar ca principiu și vorbim de milioane de români care se află, fiindcă puțin câte puțin de la fiecare vom ajunge. Nu uitați regula lui 20 care am spus-o adineori. Vă rog. Să mai completez ceva. Legat de index, valorile pe care le-a prezentat Lucian, să știți că sunt teoretice. Pentru că, practic, dacă un asset manager, chiar dacă s-ar mișca după indice, are costuri. Și aici ne referim la costuri de tranzacționare, iarăși indicele se ajustează, sunt companii care ies din indice, sunt introduse altele. Imaginați-vă că una din cele 10 companii din indice dă faliment sau iese practic în momentul acela, cel care administrează activ indicele are un loss,
minus 0,3040X cât este și o altă companie este introdusă. Să bați un indice tu imitând acel indice este aproape imposibil. Vorbind de un indice de total return. Să fii pe aproape, marea majoritate a asset managerilor au cam fost pe aproape, dacă vă uitați la fondurile de acțiuni care își propun să bată indicele. Și sunt în sala mai mulți. Un singur... În medie, da, 2 și un pic pe industrie. Doar atât, un singur comentariu. N-a dat nicio companie faliment din indicele BET. Să înțelegeți în 5 ani de zile. Vă rugăm. Următoarele întrebări, următorul calup după ultima prezentare. Vă rugăm. Da, bună ziua, Victor Nemțeanu mă numesc. O opinie întâi. Eu cred că comunicarea despre bursă și despre investiții ar trebui să pornească în primul rând de la cei care promovează aceste lucruri. Deci, până la urmă, clienții sunt receptori mai mult sau mai puțin pasivi. Trebuie să afle despre niște lucruri ca să le ia în calcul. Și din proprie experiență vă spun, urmărind diferite site-uri, așa că e foarte greu să găsești informație. Dacă găsești o informație, eu știu, pe un site bancar, într-un meniu, într-un submeniu, după ce stai și cauți vreo 50 minute pe acolo, că te cam saturi. Și treci mai departe. Deci ar trebui, nu știu cum, să fie informația publică e foarte săracă până la urmă. Site-ul AAF, care este site-ul administratorilor de fonduri și acolo îi găsiți pe toți, aveți și site-ul Bursei. Mai departe, dacă vă sunteți interesați strict de fonduri, pe site-ul AAF vedeți topul administratorilor și puteți să vă duceți să vedeți produsele. Pe acel site e o listă interminabilă de fonduri unde te pierzi clar. Așa. Deci, asta e părerea mea, cel puțin. Nu știu, e un site specializat, dar poate ar trebui mai multe site-uri de genul ăsta. Și, întrebarea, de fapt, era alta. Ce estimări aveți pentru evoluția acestui ciclu economic și implicit și bursier mondial? Pentru că suntem de vreo 7-8 ani într-o creștere. Ciclurile astea cam au 7-8 ani, la ce să ne așteptăm? Așa este, în următorii 3-4 ani. Să știți că cel mai lung ciclu a ajuns la 19 ani. Deci, poate că încă nu suntem acolo, însă în momentul de față, părerea noastră este că am depășit acea fază de creștere inițială după, mă rog, recesiune și suntem la maturitate. Acum, nu știm exact, că niciunul din noi nu avem un glob de cristal, adică nu știm exact dacă acea maturitate sau creștere târzie sau am ajuns deja în faza de creștere târzie, încă nu știe nimeni. Și aici e foarte interesant comentariul lui Warren Buffett, dacă tot urmăriți și căutați surse de informare, citiți newsletterul lui Warren Buffett, scrisoarea adresată investitorilor de la Berkshire Hathaway, și o să vedeți că a spus un lucru foarte interesant, că nici el și nici asociatul lui, care are 92 de ani și încă investește și are creierul limpede, cu toată experiența pe care o au, nu pot să spună exact unde suntem și când vine recesiunea. Însă sfatul pe care îl dă este că în momentul în care vine recesiunea și v-a prins, să nu ieșiți cu lingurița sau cu lingura, ci să scoateți cada din casă, pentru că o să plouă cu aur. Și aici plouă cu aur se referă la companiile care se vând la discount și pe care el a învățat să le evalueze și să le cumpere în momentele în care au fost distres. Și un alt sfat pe care îl dă este puterea incredibilă a compounding interest, a dobânzii compuse. Pentru că cei mai mulți nu gândesc în dobândă compusă pe 30 de ani, cum spunea și Mihai, cu cei 28 de lei, cât ar însemna dacă tu ai economisit 30 de ani. Dacă stai să analizezi, creierul uman gândește linear, nu gândește cu dobândă compusă. Buffett a înțeles foarte bine dobânda compusă și se folosește de ea. Mulțumim mult de tot. Un comentariu foarte interesant foarte aici scurt, la întrebare. Cred că partea asta de market timing, unde suntem, noi încercăm cu toți clienții care avem ocazia să ne întâlnim să o eliminăm. De ce? Pentru că, să fim serioși, toți ne dorim să cumpărăm pe minim, să vindem pe maxim. Adevărul e că aproape nimeni nu reușește. Sunt câteva excepții care au mai reușit
pe medie, dar nu întotdeauna. Și atunci nu este o strategie bună să ne gândim unde suntem acum. Oare e bine să cumpăr aur, oare e bine să cumpăr acțiuni, oare e bine să cumpăr depozit. E bine întotdeauna să le ai pe toate. Cel mai important e planificarea și disciplina. Și aici este un studiu foarte interesant de pe piața americană. Diferențele dintre un investitor care a fost disciplinat și un investitor care a încercat oarecum să facă market timing și a fost și influențat de știrile. Brexit, Trump, întotdeauna sunt știri care ne influențează. Și este foarte interesant. Vă dau doar o cifră sau doar o perioadă, 30 de ani, randamentul mediu de făcut de un investitor retail este 3,6%, 3,6% pe an, timp de 30 de ani, în timp ce un investitor disciplinat, dacă ar fi cumpărat S&P-ul, e 10,6%. Diferență de 7% pe an timp de 30 de ani. Vă aduceți aminte exemplu care l-am dat la început, diferență de 1% la 500 de lei ajungea în 30 de ani la 80.000. Gândiți-vă ce ar fi însemnat diferența pentru 7%. Și aici contează foarte mult disciplina și este un lucru pe care, cel puțin prin intermediul fondurilor, aici e și un plus valoare pe care noi îl avem în general. Încercăm să nu fim influențați de smoke and mirrors, cum spune americanul, să nu fim influențați de sentimentele de atunci, să avem o planificare pe termen lung, să nu vindem în momentele când ne panicăm și să nu cum și când e momentul, oare să ieșim cu cada, cum spune colegul. Și asta cred că e cel mai important pentru un client, disciplina, și să nu se lase influența să încerce neapărat să prindă maximum. Niciodată nu-l va nimeri. Sau dacă îl va nimeri, va fi pur din noroc. Mulțumim și acum, înainte de a trece la ultimul invitat, dar nu cel din urmă, vă recomand cu căldură să intrați pe site-ul www.fluentinfinanțe.ro. Deci este o platformă în care găsiți toate informațiile. Nu e o platformă a SCM ASF, care evident trebuie să prezinte într-un anumit limbaj conform normelor, ci este o platformă în care credem că se pot înțelege acele informații pe care administratorii de fonduri, asset manageri, fondurile de pensii le pun la dispoziție, brokerii. Deci este o platformă foarte utilă care am creat-o în încercarea de a pune într-un loc tot ceea ce înseamnă piața financiară de capital în România. Ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Dragoș Neacșu, președinte, director general, Erste Asset Management. Te rugăm să ne prezinți ideile tale. Cer rugurii un pic uscat după discuție. Foarte pasionant, mai ales când stai pe margine să urmărești discuția. Poate că o să încerc și dacă timpul îmi va permite și interesul mai există încă, poate o să mai fac și eu câteva precizări apropo de cele discutate deja. Am tot gândit ce aș putea să vă aduc cu mine astăzi și cred că n-am făcut rău că am readus în discuție pe primele slide-uri un lucru foarte important pe care zicem noi că l-am făcut anul trecut, în 2016, cu care ne mândrim foarte tare. Acest prim studiu sociologic profesionist făcut pe piața financiară românească, în care în primăvara trecută am ales un segment de public, 25-55 de ani, mediu urban, și prin intermediul a mai mult de 700, aproape 800 de interviuri one-on-one, timp de o oră, cu un chestionar foarte elaborat, 40 de întrebări, am putut să înțelegem foarte multe despre diversele românii în care trăim, cât de diferite sunt ele, geografic și demografic în genere, ca vârste, ca chiar și diferență de sex, trebuie să spunem. Și foarte important, care este percepția românilor despre fondurile de investiții, într-un context mai larg. Și foarte, foarte pe scurt am să trec prin concluziile acestui studiu sociologic, pentru că eu cred că ele reflectă foarte mult din cele ce s-au spus aici. Întrebarea de bază fiind acolo, mă rog, pusă prin mai multe întrebări, dacă e să o adunăm într-un singur loc, dacă ar avea de investit o sumă de 100.000 de euro, dacă ar avea 100.000 de euro acești români, urbani, 25 și 55 de ani, ce-ar face cu ei? Fondurile de investiții sunt în colțul de aici, nu întâmplător m-am așezat aici, abia intrăm pe grafic, 1,5%,
Foarte important, acel 15,5%, cei care investi în ei înșiși, pentru a-și da drumul unor afaceri antreprenoriale sau se dezvolta ca persoană, mă refer la cei tineri. Deci, între aceste două extreme, găsim un foarte interesant 8,4% care ar investi fără să știe în ce, fără să știe cum, fără să știe când. Nehotărâți, foarte multă lipsă de informație. Foarte multe legate de imobiliare, s-a tot vorbit aici. Sunt foarte multe valori, dacă le-am aduna, fie că vorbim generic investiții imobiliare, fie că vorbim despre cumpărat de teren, fie că vorbim despre cumpărat casă, ne aflăm undeva în zona 35-40%. E un potențial foarte mare neacoperit încă de oferta pe care o avem toți cei aici de față. Mai departe, te rog. Ok, cum comunicăm? Apropo, s-au tot vorbit aici despre faptul că suntem 30-40, nu putem schimba, suntem o picătură într-o mare sau într-un ocean. Facem, nu facem, facem împreună, facem fiecare separat, felurite abordări. Ok, trebuie să ținem cont cum se informează acești oameni, care sunt sursele pe care ei le consideră ca fiind credibile, relevante și de unde își extrag adevărul, ca să spun. Esențialmente, în momentul de față, încă vorbim despre experiența celor apropiați, prieteni, colegi, aproape 44%. În continuare, ceea ce îmi spune prietenul, vecinul, fratele, sora, este mai important decât ceea ce îmi spun consultanții financiari, site-urile de specialitate, emisiunile TV, materialele noastre publicitare, care se află pe un foarte frumos 31% în imediata vecinătatea televiziunilor. Ziarele și revistele, trebuie să spunem că sunt într-o cădere liberă. Facebook-ul pentru 25-55 este peste 10% și depășește cărțile de specialitate. Dacă ne întoarcem și ne oprim la 35 de ani, este peste 20% și este în continuă creștere. Astea sunt informațiile relevante. Ok, cum putem noi să ajungem să transmitem mesajele pe care le avem? Mai departe. Mai departe aș trece. Problemele masive pe care le întâmpinăm sunt cele legate de mituri și de frici. Conștientul colectiv a impus pentru mai mult de jumătate din acești oameni, repet, public urban, 55% spun că nu au suficient de mulți bani, consideră că este investirea în fonduri de investiții este apanajul celor cu foarte mulți bani. Foarte mulți bani însemnând, am întrebat, ok, cât înseamnă mult? Înseamnă de la 1000 și în unele cazuri peste 100.000 de euro. Cu toții știm că acesta este un mit, este o falsitate, vorbeați de un nivel unitar al valorii, suntem în zona 10, 20, 100 de lei, valoarea unitară, deci marea majoritate spunem că de la 100 de lei în prospectele noastre poți investi în care din fondurile noastre, fie că sunt cu acțiuni, fie că sunt cu instrumente de venit fix. Este un mit care trebuie sfărâmat și trebuie să contribuim cu toții. Pe de altă parte, mai mult de o treime recunosc că de fapt nu au suficiente informații. Deci inclusiv faptul că considerai că nu au suficienți bani vine din această lipsă de informare. Și încă o dată precizez, vorbim de public urban, 25-55 de ani, oameni activi, aproape jumătate dintre ei au deja o istorie de depozite sau conturi de economii bancare mai vechi de 3 ani. Deci clienți cu oarecare istorie a ghișeilor bancare. Mai departe. Ok, cred că putem să trecem peste acest studiu. Timpul este foarte scurt. Problema pe care am identificat-o noi urmare acestui studiu, ok, România, educația financiară nu este o preocupare constantă. Avem insule, avem preocupări la nivelul unor jucători. De regulă ele sunt ocazionale, nu vorbim despre preocupare constantă. Ne confruntăm, și am văzut și din acest studiu și din alte studii, fie cel făcut de IMAS sau alte studii relevante pentru piața financiară, vorbim de un sentiment de pragmatism și de neîncredere atât în sistemul bancar cât și în ideea de investiții. Ce putem noi face în acest context? Să încercăm să facem aceste oferte, aceste instrumente, produse financiare de investiții cât mai accesibile pentru cât mai mulți români. Și în felul ăsta să construim perspectiva unui potențial client bine informat. Și atunci ne-am gândit să lansăm o platformă de educare și informație. Foarte scurt. Am căutat un concept umbrelă pentru a putea explica mai bine produsele, o abordare mai prietenoasă, mai umană, foarte
mult a contat vizualul, cuvintele cât mai puține și cât mai cu substanță și, evident, încercăm să activăm acest target de 25 și 55 de ani în condițiile în care, cel puțin din perspectiva celor 120.000 de investitori în fondurile administrate de Erste Asset Management, vorbim de o vârstă medie peste 50 de ani. Deci vrem o întinerire a acestui potențial de piață. Am găsit numele, am găsit logo-ul, România Investește, este programul de educație financiară pe care l-am lansat în primăvara trecută. Am început cu... spuneam aici că am vrea să fie primul pas pentru oferirea noțiunilor de bază și demontarea celor frici și mituri despre care am vorbit mai devreme. Am comunicat în primul rând, într-o primă fază, într-o formă scrisă, am tipărit 15.000 de exemplare din această broșură pe care am distribuit-o în lunile mai-iunie prin intermediul rețelei bancare BCR, unde am încercat să lămurim multe din aceste noțiuni de bază care să facă fondurile comparabile, care să poată face lectura unui site și a unui document dintre cele pe care, pe bază de reglementare, trebuie să le punem cu toții pe site pentru prezentarea sistematică, sistemică în două pagini a produselor noastre. Și cu ocazia asta am simțit nevoia eu personal să lămuresc diferența între ceea ce înseamnă administrator și manager de fond. Nu de puține ori, inclusiv în paginile ziarului financiar, inclusiv în anul 2016, m-am găsit citat în repetate rânduri ca fiind director sau președinte al fondului Erste Asset Management. Există în continuare foarte mare confuzie între ce înseamnă un fond, ce înseamnă administrator de fond, chiar și noțiunile de bază. Ulterior, pe baza feedback-ului primit din rețea, am gândit că trebuie să ieșim în social media. Aveam și rezultatele studiului și încercam să vedem în ce măsură va fi de impact ieșirea noastră pe Facebook. Am lansat la sfârșit de iunie această pagină de Facebook, care vrea să pună practic în online ceea ce făcusem în print și mai mult decât atât. Și foarte scurt ar fi momentele cheie, deci în iulie am lansat pagina. În primele 4 luni de zile am depășit deja 8.000 de fani ai paginii și ne-am gândit să-i activăm. La sfârșitul anului, în decembrie, timp de 3 săptămâni, am avut un concurs de verificare a cunoștințelor în care am avut 10 întrebări cu răspuns unic timp de 3 săptămâni și am reușit să activăm mai bine de 1.000 de oameni în plus prin intermediul acestui concurs interactiv în cam 20 de localități din țară. Așa. Aici sunt câteva exemple din postările noastre din acea perioadă, în care am ilustrat noțiunile de bază, celebrul VOAN. Aici este descrierea concursului. Și am oferit premii. Cel care a câștigat premiul întâi a primit titlul de participare în fondul nostru de țară, Erste Equity România. Și mă gândeam să vă spun un pic apropo de capacitatea de multiplicare a unui astfel de mesaj, mai departe. La rezultate să dăm. Ok, spuneam că am distribuit 15.000 de exemplare din cele tipărite și din perspectiva social media am reușit să obținem interacțiuni prin 340.000 de afișeri. Ce înseamnă 340.000 este practic echivalentul numărului tuturor investitorilor în momentul de față în fondurile deschise de investiții din România. Și lucrul ăsta s-a putut obține numai câteva luni, în 6 luni de zile. Deci cred că suntem pe drumul cel bun și cred că inițiative de tipul ăsta, chiar dacă deocamdată ele sunt la nivelul fiecărui administrator sau fiecărui jucător, cred că la un moment dat putem gândi o platformă comună, putem gândi un mesaj comun pentru a putea adresa acele mituri, acele frici care există în mod obiectiv și demonstrat sociologic. Am susținut aceste mesaje și prin intermediul unor e-mail-uri. Avem un număr de aproape 20.000 de abonați la e-mail-ul nostru lunar, newsletter-ul nostru lunar și sigur și lucrul acesta ne-a ajutat. Și acesta este în premieră ultimul nostru material de prezentare. Îl vom lansa săptămâna aceasta în
numărul pe luna martie al revistei DOR, decât o revistă. Ne-am gândit că, având în vedere acest val de activism social pe care îl întâlnim în acest an, în special în ultimele 6 săptămâni, este bine să capacităm această nouă dimensiune de fenomen social, aș spune. Și este bine să ne adresăm celor care sunt activi în acest sens. Și ne-am gândit că ideea de a investi în fondurile de acțiuni românești să fie sub acest mesaj. E o idee bună să investești în țara ta. S-a întâmplat ceva, un lucru greu de bănuit acum o vreme. Te-ai regăsit în oamenii din jurul tău. Și dacă vrei și dacă crezi că viitorul tău e aici, atunci poți investi în el. Intră pe site-ul nostru să vezi ce variante ai să-ți pui niște bani în economia românească, cea reală, ale cărei produse și servicii le folosești și tu. Găsește acolo cifre clare despre performanțele fondurilor pe care le administrăm, transparent și permanent. E și despre bani, dar e mai mult decât atât. Ai un cuvânt de spus despre ce va fi mâine aici, în jurul tău. Și ne punem speranțe că mesajul nostru va ajunge. Foarte interesant mesaj, chiar o idee foarte bună să investim în țara noastră. Foarte interesant și bun, sunt multe idei, mie mi s-a părut foarte interesant acea idee că ai nevoie de 1000 de euro. Dacă n-ai 1000 de euro de investit, nu poți să investești în unități de fond, ceea ce e absolut fals. Sunt toate fondurile aici de față, cu 100 de lei, cred, se poate investi, poți să indirect astfel să obții investiții în acțiuni. Erau câteva întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Întrebarea adresată atât Erste, cât și celorlalți reprezentanți de fonduri. Aș dori să știu, dacă se poate, ce riscuri există ca în 2017 randamentele la fondurile legate la euro să intre în zona negativă. Știu că au existat multe situații în 2015. Aceasta ar fi o întrebare. Următoarea întrebare, sunt un pic mai tehnice, recunosc întrebările. Ce se întâmplă în general în luna iunie? În special la instrumentele legate de acțiuni am văzut o scădere bruscă. Mă gândesc că poate să aibă legătură cu data de referință, da? Până la care poți să obții dividende sau nu. Dar dacă este așa, așa cum se spunea și la început, randamentul reflectă inclusiv dividendul pe care îl primești. Și mă gândesc că, nu știu, poate este o altă cauză pentru care la iunie se înregistrează acele căderi bruște. Și a treia întrebare, care ar fi randamentul planificat pentru 2017, în sensul versus 2016? Este unul superior? Bănuiesc că există niște bugete, există niște planificări. Evident, nu mă aștept să primesc niște procente, dar comparativ cu 2016, este un randament bugetat superior, este un pic sub, respectiv care a fost gradul de realizare în 2016 versus buget. Nu știu, fondurile de investiții au fost pe la 80% sau la 120%? Acum nu știu despre ce perspectivă, ce fel de bugete vorbiți, despre bugetele investitorilor sau bugetele noastre ale administratorilor. Nu pot să pun un randament ca fiind partea bugetului. Pot, îmi iau niște și aici sunt convins că vorbim cu toții. Avem niște assumption-uri, avem niște premize. Plecăm de la premisa că, ok, pe baze rezonabile putem estima o performanță viitoare a fondurilor noastre. Plecând de la portofoliu, plecând de la niște alte scenarii pe care cu toții ni le facem la final de an pentru anul sau pentru anii care urmează cu privire la evoluțiile majore, macro și locale. Sigur, pe euro vor fi și zile cu plus și zile cu minus, asta cu certitudine. Trăim de o bună bucată de vreme, o volatilitate care este indusă de mișcările marilor jucători. Influența noastră în acest joc este redusă. Ce putem noi face este să încercăm să fructificăm oportunitățile care apar și pe mișcările în sus și pe mișcările în jos, din punctul de vedere al fondurilor pe care le administrăm. Putem să ne mișcăm pe durata portofoliului, putem să ne mișcăm pe monede, putem să ne mișcăm, avem pârghii, putem să folosim. Dar nu putem influența noi capacitatea noastră cu
chiar și dacă avem 90% din activele noastre în fixed income, ceea ce avem noi ca active în marea de trilioane de euro, cât sunt activele numai industriei europene de profil, dacă e să spunem, nu pot produce niciun fel mutații. Ce putem noi produce este să schimbăm, să facem mutații în modul în care românii, tot mai mulți, se poziționează pentru, apropo de finanțe personale, în modul în care își alocă banii puși deoparte. Și aici avem enorm de mult de făcut, după cum am încercat să vă arăt mai devreme. Deci cu siguranță vom avea volatilitate și în 2017, să nu uităm, avem un an în care Europa este pusă din nou în discuție, deci vorbim de mișcările, în primul rând, geopolitice. Avem două alegeri importante în următoarele două luni de zile, cu posibilitatea să afecteze major proiectul european, ambele. Avem un an de zile în care se discută, e un termen limit în care se discută în ce mod va exista formula de Brexit, dacă se va negocia întâi în termenii duri pe care și dorește Theresa May sau, având în vedere ultimele decizii ale Parlamentului Britanic, s-ar putea să fie o îndulcire a termenilor prin trecerea prin votul de acolo. Toate lucrurile astea ne impactează și pe noi. În ce măsură vom fi în primul, în al doilea val, în Europa cu două, trei viteze federalizate. Toate lucrurile astea au un impact major pe politicile monetare, pe intrările sau ieșirile de capital în piețele emergente sau în piețele de frontieră, cum este cazul nostru ca piață de acțiuni. Repet, ce putem noi să facem este să fim foarte atenți și să încercăm să fructificăm toate oportunitățile care apar din această volatilitate. Nu știu dacă mai avem... colegii mei vor să spună altfel. Consider că întrebarea asta pune degetul pe rană, din punctul nostru de vedere, sau cel puțin al meu. Consider că acțiunile sunt mult mai puțin riscante decât orice alt gen de investiții în fonduri, pentru că atunci când spunem obligațiuni, toată lumea se gândește la ele ca la niște depozite bancare, care nu pot fluctua negativ. De o perioadă vedem și fluctuații negative pe ele la cele marcate la piață. Confortul cel mai mare pentru un administrator este în continuare să explice clienților că potențialul mare vine din zona de acțiuni și vă spun de ce. La orice sală adresați întrebarea, spuneți-mi o părere despre acțiuni, toată sala sare că sunt riscante. Atât timp cât clientul înțelege riscul și îl asumă, părerea mea este că industria asta are potențial de dezvoltare. Atâta timp cât reușim să ne comparăm tot cu depozitele bancare și singura țintă a clientului este cât îmi dai în plus față de dobânda afișată, cred că mesajul pe care și noi l-am transmis atât de mult timp în piață este puțin greșit. Uitându-mă la nivelul dividendelor de acum, uitându-mă la nivelul dobânzilor la care am ajuns, chiar cred că zona de acțiuni nu reprezintă un pericol pentru un client, căci cel puțin este conștient de riscurile, potențialele câștiguri, respectiv potențialele pierderi. Mai avem aici în spate două întrebări foarte scurte. O să îi rog să pun aceste întrebări și o să vă rog să răspundeți. Foarte scurt, vă rog frumos. Bună ziua, Cristian Gavrila mă numesc. Am, de fapt, două întrebări, sugestii. Prima ar fi, tot spuneți și în graficele domnului director de la Erste s-a văzut destul de clar preferința investitorilor sau oamenilor care au economii pentru piața imobiliară. Cred că, de fapt, este o preferință pentru bunurile tangibile, pentru ceea ce poți să aibă în mână, pentru că, în realitate, când cumpărăm acțiuni sau obligațiuni, cumpărăm un drept, ceva intangibil. De ce nu vă gândiți la o diversificare a ofertei de asset management în zone mai tangibile și vă gândesc acum imobiliare, poate monumente istorice, poate castele? Din lipsă, care... din lipsă de lege. Păi s-ar putea foarte să existe. Foarte frumos ce spuneți. Credeți-ne că ne gândim. Nu întâmplă doar. Știu că a fost un... Nu există posibilitatea legală în momentul de față. A fost un fond de investiții care a avut investiții în artă. De exemplu. Se pot face mașini clasice care pot fi și folosite. Vorbim de estate, bineînțeles, dar se poate diversifica în orice alte tangibile. Iar a doua întrebare, propunere. Spuneți că există o problemă în abordarea oamenilor pentru a-i educa din punct de vedere financiar. Și am văzut câteva exemple de programe, inclusiv al dumneavoastră la Erste, de a-i face pe oameni cumva să se intereseze. Numai că atunci când omul nu are nevoie de ceva, nu vine să caute, trebuie să fie el căutat. De ce nu facem un târg, de exemplu, al investițiilor, dar nu la nivelul la care s-a făcut o chestie micuță de o zi, două. Un târg în piața Păienescu, de exemplu, care să dureze o săptămână cu un cort mare în care se poate face diverse programe educative și se poate face și comerț, se pot face chiar și trading, costă undeva la 100.000 de euro.
sunteți 6 reprezentanți ai unor instituții mari aici. Înseamnă 20.000 de euro de persoană. Haideți să facem un târg de o săptămână, de 10 zile, în care să vină 30, 40, 50 de mii de oameni care să primească informația, să ieșim în fața lor cumva, să-i educăm. Ceea ce v-am arătat a costat mult mai puțin. Unul la mână. Doi la mână, din punct de perspectiva zecilor de mii sau sutele de mii de euro pe care le-ați vehiculat, ca impact, din punctul de vedere al analizei mele ca administrator de resurse, cred că cel mai important este să intrăm în școli. Cu sau fără manuale, să intrăm cât mai mult în școli. Deci, în loc să vină, nu știu, 100 de persoane pe zi într-un cort sau 1000 de persoane pe zi într-un cort, prefer să ajung la oamenii tineri și foarte tineri și care, dacă vor avea acces la informație, o vor primi altfel și știm asta pentru că am făcut, fiecare dintre noi avem expertiză. Și ca părinți, da. Impactăm pe mult mai mulți pe lanțul trofic, să spun așa. Și acolo vom avea cu mult mai mare impact. Deci dacă vom reuși să facem lucrul ăsta, aici trebuie să depindem de bunăvoința celor care administrează școala X, Y, Z sau liceul și așa mai departe. Și sunt reacții diferite între sistemul privat și sistemul public de educație. Încă. Dar e o treabă pe care ne-am angrenat cu toții și o vom continua. Asta cu certitudine. Mai avem aici o întrebare foarte scurtă. În primul rând, felicitări pentru studiul pe care ați reușit să-l faceți la ERSTE și doar căutați să vă imaginați dacă studiul ăsta s-ar amplifica la nivel de asociație și ar fi promovat de către toată lumea. Și într-adevăr, intrat în școli ar trebui să fie o prioritate și nu numai în școlile economice. Și nu neapărat la nivel de liceu. Țara asta duce o lipsă generală de educație financiară. La un moment dat ne comparăm cu Polonia. Nu putem să ne comparăm cu Polonia. Românul, sistemul educațional din România formează oameni care să intre într-un sistem, nu oameni care să aibă o inițiativă pentru viața lor proprie și ulterior într-o organizație. Eu zic că aici trebuie centrată toată atenția dumneavoastră, definiți-vă foarte bine care e plaja de clienți și după aia băteți-vă în servicii care le oferă mai bine. Dar un studiu făcut pe care scrie ERSTE, cu un studiu care scrie BT sau Raiffeisen Bank, cel puțin la nivel psihologic pentru viitorii dumneavoastră clienți, impune o reținere. Când vine un studiu și vine o abordare generală la nivel de piață, cred că educația începe să se facă altfel și de acolo puteți să vi fidelizați care fiecare în direcțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Ce aș dori să reținem, România-Polonia 9-7 la 15, da? Deci, cor de basket. Doriți să comentați? Mai sunt alte întrebări înainte de a-i întreba pe colegii mei? Vă rog. De ce nu se face la nivelul dumneavoastră politică de lobby la nivelul Parlamentului? Că Parlamentul, în fond, la urma urmei, sunt niște partide politice acolo. Să discutați cu reprezentanții partidelor politice, să ia toate aceste educații financiare, legi, educație principală, la nivel de dezbatere în Parlament. Pentru că acolo este cheia. În momentul în care s-a dezbătut în Parlament și se face printr-o lege sau printr-o acte normative de implementare, automat guvernul le va pune în aplicație, pentru că este sarcina guvernului. Și acolo puteți împreună și cu guvernul să veniți cu specialiștii dumneavoastră, că guvernul nu are specialiști, are politici. Vă asigur că s-a încercat acest lucru, se încearcă și se va încerca în continuare. Deci, veniți cu soluții. Încercăm acest lucru, este absolut clar. Având în vedere așteptata creștere a dobânzii de către BNR de anul acesta, eram curios în ce fel credeți că vor fi afectate randamentele fondurilor de obligațiuni până la sfârșitul anului, acum le vedem la 2,53%, în ce fel ar putea fi afectate de o eventuală modificare a dobânzii cheie? O să încerc eu un răspuns aici. În primul rând, părerile sunt diferite. Nu știu cât de așteptată e modificarea dobânzii cheie. Dacă ar fi să-mi dau o părere personală, eu nu m-aș aștepta să se modifice dobânda cheie anul ăsta, cel mult coridorul. Aici trebuie să ne uităm un pic că e o competiție între toate băncile centrale care ține dobânda mai jos. Noi suntem la 1,75. Dacă ne uităm regional, suntem destul de sus. Asta 1. 2. Trebuie să ne uităm cât de eficientă e dobânda cheie, că avem dobândă cheie la 1,75, dar dobânzile în piață, dacă ne uităm, sunt mult sub.
Sunt undeva, dacă ne uităm, cred că ROBID-ul este undeva pe la 0,6-0,5 pe aici. Există un surplus extrem de mare de lichiditate în piață. Acum vorbim de 11 miliarde care au fost zilnic la facilitatea de depozit în februarie, scăzând de la 14, cât erau în ianuarie zilnic la facilitatea de depozit. Având în vedere că sunt atât de mulți bani în piață, nu prea văd motivul pentru care ar crește la un moment dat sau curând ar crește foarte puternic dobânzile. Este posibil să se întâmple, se va întâmpla, pentru că întotdeauna dobânzile scad, trebuie să urmeze și o creștere. Se va întâmpla, nu știu dacă neapărat atât de curând, cel puțin la dobânda cheie. Dacă ne uităm la așteptările medii în piață, mai degrabă analiștii se așteaptă la diminuarea coridorului de referință, care va duce și la creșterea dobânzilor în piață. Ce impact va avea? Da, va avea. Știm foarte bine că o obligațiune, până la urmă, reflectă, are o relație inversă, randament versus preț. Ce este important aici, trebuie să ne uităm și ține tot de educație, trebuie să ne uităm la ce ne dorim fiecare dintre noi. Dacă ne dorim să plasăm bani la 3 luni de zile, atunci un depozit bancar care ne oferă probabil în jur de 0,5 este plasamentul ideal și este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. Pe de altă parte, dacă avem bani pentru 2-3 ani de zile, poate ne dorim un fond de investiții care are maturitate medie a instrumentelor de 2-3 ani de zile și la acel orizont probabil este o probabilitate foarte mare să aducă un randament semnificativ peste. Pentru că în spatele fondului, ce este un fond până la urmă? Dacă ne gândim la un fond de investiții care investește majoritar în titluri de stat românești, până la urmă un fond este doar o anvelopă pentru a gestiona acele active. Și acele active la 2-3 ani de zile, dacă ne uităm pe curba randamentelor în România, au un randament semnificativ mai mare. Pe de altă parte, dacă investim într-un fond de investiții sau într-un titlu de stat la 3 ani de zile și vrem să facem exitul după 3 săptămâni, da, s-ar putea să înregistrăm o pierdere de capital. Și aici ține foarte mult orizontul la care plasăm banii. Pe de altă parte, dacă ne ducem și mai mult la 5 ani, 6 ani, am văzut performanțele pe care le poate aduce bursa de valori și investiți în acțiuni. Aici cel mai important mi s-ar părea nu neapărat ce se întâmplă anul ăsta, pentru că nu știu dacă în sală există un fond de investiții care să aibă recomandare de sub un an. Toți recomandăm investitorilor noștri, inclusiv pentru investiții în venit fix, peste un an, pentru că ăsta e un orizont la care chiar ai ce să faci cu banii. Iei banii și îi plasezi și îi diversifici și produci randament. Și atunci întrebarea este oarecum, na, pe termen scurt orice se poate întâmpla, dar contează cu adevărat planificarea și termen lung și ce recomandă fiecare administrator pentru fiecare portofoliu pe care îl gestionează. Foarte pe scurt, o să încerc și eu, Ionuț. Nu mizez pe o modificare a politicii de dobândă pe anul 2017, dar aș da un argument apropo de ceea ce se întâmplă deja de la începutul anului. Este, și mă bucur să spun asta, probabil că și ce am făcut ca și campanie are efecte, mă gândesc. Vorbim de lunile ianuarie-februarie în premieră, este cea mai bună structură de vânzări pe care am avut-o vreodată de când există Erste Asset Management. Practic, în condițiile în care avem vânzări de undeva între 60 și 70 de milioane de lei sau undeva în zona 14-15 milioane de euro, vânzări nete, vorbim în proporții sensibile egale între fondurile cu instrumente cu venit fix, deci monetar plus obligațiuni, respectiv cele multi-asset și cel de acțiuni. Pe primele două luni ale lui 2017 este pentru prima oară când vedem o structură balansată, echilibrată a vânzărilor între precedentul val care era pentru instrumentele cu venit fix și respectiv cele multi-asset și acțiuni. Și la niște dimensiuni relevante. Aici, legat de întrebarea referitoare la obligațiuni, ne-aș aborda discuția punctând două lucruri relativ importante. Una dintre ele este că, până la urmă, fiecare din noi trebuie să-și aleagă zona de confort. Dacă nu ne simțim confortabil cu partea de obligațiuni și nu vrem volatilitate, indiferent de când și cum întorc dobânzile, fiecare din noi oferă și produse de fonduri monetare, care, ca principiu, au posibilitatea de a bate dobânzile din piață, tocmai datorită mărimii pe care au fondurile respective și a condițiilor pe care noi le putem obține prin negociere directă cu băncile.
Așadar, există o variantă și pentru cei care preferau zona de obligațiuni, ca fiind o zonă sigură și echivalentul unui depozit bancar. Migrează către fonduri monetare. Al doilea lucru, în schimb, de care aș ține cont mult mai, mult mai puternic, ar fi portofoliul pe care îl are respectivul fond. Chiar dacă ne numim fonduri de obligațiuni, nu toate dintre ele sau nu fiecare dintre ele are aceeași componentă de titluri de stat în portofoliu. Vă dau exemplu nostru, în momentul de față avem undeva la 52% depozite bancare, adică și administratorul poate să fie administrator activ închizând sau deschizând diverse poziții și în zona de titluri de stat și obligațiuni, tocmai pentru a se proteja sau din contra profita de evoluție. Deci două lucruri până la urmă, primul e confortul, migrăm între produse în funcție de când ne face plăcere și ce ținte personale avem și al doilea este întotdeauna să judecăm puțin și portofoliul pe care îl are un fond sau altul, pentru că da, în principiu toți mergem în aceeași direcție, doar că potențialul de creștere sau de scădere este diferit. La cele spuse de colegii mei aș mai adăuga câteva lucruri. Unul la mână, orizontul de timp e foarte important. Nu judecăm o investiție în funcție de performanța pentru o perioadă scurtă. Da, dacă ne uităm la performanța adusă de investițiile în fonduri cu obligațiuni pe ultimii 5 ani, poate că și asta e o problemă, că a fost foarte bună și atunci de ce să te duci în acțiuni? Doi la mână, punctual cumva răspund la întrebare, fondurile sunt cea mai mare parte dintre ele marcate la piață. Deci dacă vrem să vedem cum reacționează la o corecție de dobânzi, putem vedea în istoric. Ce vă pot spune este, și vă dau exemplul nostru pentru că știu calculul, am avut pierdere pe valoarea unității de fond în până în 1% și până la momentul ăsta au fost toate recuperate. Deci perioada de recuperare, dacă vreți, pe corecția respectivă e scurtă. Undeva până în 3 luni așteptăm să fie și de acum înainte. Iar mai departe, ca și așteptări, va depinde, bineînțeles, de ce se va întâmpla cu piața. Pe termen lung, să spunem, sau ca și așteptare așa pentru investitori, vor fi episoade de corecție când vom vedea scăderi de, ale unității de fond, dar altfel ne vom duce către cupoanele pe care le plătesc obligațiunile în care investim. Da? Și ele, pe termen lung, vor fi mai mari decât depozitele și, mă rog, povestea pe care am spus-o mai devreme. Sper că am răspuns la întrebare. În afară de ce au adăugat colegii mei, vreau să mai adaug un lucru. În piață, în momentul de față, sunt foarte multe fonduri de obligațiuni cu foarte multe durate, să le spun, modified duration. Acum, fiecare în funcție de așteptarea pe care o are sau de orizontul investițional, se poate duce pe modified duration de 4, adică dacă tu aștepți cu banii aia, nu ai ce face 4 ani și vrei să ții 4 ani investiți, da, te poți duce și îți asumi atunci o investiție într-un fond cu o durată mai lungă și cu o volatilitate mai mare. Dacă, în schimb, ești mai risk advers, cauți fonduri cu o durată mai scurtă. Iar, până la urmă, în piață există toată paleta de fonduri pe partea de obligațiuni și noi, ca și Mihai de la BRD, nu ne așteptăm anul ăsta să avem reducere de dobândă, creștere de dobândă cheie. Așteptăm același lucru, eventual o reducere asimetrică a acelui coridor. Dar asta este o așteptare, o premisă de la care am plecat și fiecare își construiește portofoliu, până la urmă fiecare asset manager își construiește portofoliu și în funcție de profilul investitorului. Pentru că BRD, Raiffeisen sau OTP își cunoaște cel mai bine investitorul lui, care vine de pe canalul lui de distribuție. Și atunci portofoliul este cumva croit pentru acel client. Iar dacă anumiți clienți sunt mai reticenți la risc, automat portofoliile sunt cumva construite pentru acel client care este un pic mai reticent la risc. Pentru că, până la urmă, în ultimii ani, fondurile de obligațiuni au reprezentat cea mai bună alternativă la depozitul bancar. Și părerea mea este că pe următorii ani sunt încă cea mai bună alternativă la depozitul bancar, chiar și în condițiile posibilor creștere de dobândă din 2018 sau, mă rog, când 2019. Pe termen lung, toate studiile ne arată că fondurile de obligațiuni aduc randamente superioare plasamentelor în depozite bancare. Evident, pe termen scurt pot să înregistrez pierderi, dar asta înseamnă că tu trebuie să corelezi totdeauna așteptările, adică orizontul investițional cu efectiv ce înseamnă acel fond de obligațiuni și ce durată are.
Pentru că tu dacă investești pe un orizont de 3 luni, să-ți cumperi, nu știu, casă, mașină, etc. și spui cash într-un fond cu o durată mare, nu este o decizie înțeleaptă. Foarte scurt. S-a făcut trimitere mai devreme, s-a făcut o întrebare de ce nu sprijinim mai mult companiile, în ce măsură o facem. S-a vorbit de niște emitenți care ar veni, n-ar veni anul ăsta la bursă. În contextul fondurilor de obligațiune, aș vrea să insist de fiecare dată când am ocazia, chiar dacă nu sunt întrebat, eu o spun. Noi investim cu fondurile noastre circa 250-300 de milioane de euro echivalent în obligațiuni corporative. Marea nefericire a noastră este că ele sunt, 90% din această sumă este în obligațiuni emise de companii care nu au nimic de a face cu România. Nu produc valoare în România, nu sunt prezente în România. Sau dacă sunt, sunt într-o formă marginală. Și este marele nostru of. Vă rog să transmiteți of-ul ăsta mai departe. Ne dorim să putem să finanțăm mai mult, să ne îndeplinim rolul de finanțator al economiei reale, începând prin obligațiuni corporative, unde avem posibilitatea mai mulți dintre noi și cu buzunare mai adânci și cu orizonturi de timp comparabile și putem să facem asta. Și dacă avem la cota bursei de valori unii dintre emitenți cu emisiuni de obligațiuni corporative, se întâmplă pentru că noi am insistat în fața aranjorilor ca ele se întâmple la București și nu în Luxemburg sau la Dublin. Și lucrul ăsta este știut, cred că. Dar efortul este foarte, foarte slab încă. Sunt foarte multe sectoare de activitate care ar trebui să fie prezente pe cota bursei și la cota bursei și ar putea să o facă întâi prin obligațiuni corporative. Și asta ar fi valabil și la nivelul sectorului de stat și la nivelul sectorului privat. Și oferta noastră rămâne în continuare. O spunem din nou la început de an, să vedem ce se întâmplă până la finele anului. Da. Și o mică paranteză. Noi, NN Investment Partners, avem un fond de obligațiuni clasic cu o expunere pe rata dobânzii pentru cele de stat românești destul de accentuată, o durată mare, undeva spre 4. E un indicator destul de complicat. El semnifică nivelul de senzitivitate. Ce se întâmplă cu evoluția fondului, dacă dobânzile cresc sau scad pe un interval de timp. N-aș exclude fondurile de obligațiuni din portofoliile clienților. Cumva e o temere, mai ales pentru investitorii care sunt deja investiți acolo și se întreabă ce se va întâmpla cu performanța în viitorul apropiat. Aș vedea-o și ca pe oportunitate pentru noi investitori sau pentru cei care își vor mări valoarea portofoliului și care vor avea o abordare de investi în tranșe, care noi o recomandăm cu tărie. România se împrumută acum la 10 ani, dacă nu greșesc, undeva la 4-15 în lei. Deja costurile de împrumut devin, putem spune, chiar interesante. E clar că e cerere pentru ele și ne încurajăm investitorii să nu elimine, știu, să nu scoată din atenție fondul de obligațiuni românești. Știți cum? Time is money, mai ales pentru managerii de bani. Îi aveți în fața dumneavoastră, mă bucur că au fost atât de multe întrebări. Suntem oricum cu timpul depășit destul de mult, dar aș îndrăzni să iau ultima întrebare din sală. Deci cine, dacă mai este vreo întrebare în sală, ultima întrebare. Este mai curând o sugestie apropo de problema cu obligațiunile Erste. Ce spuneați mai devreme, că ați vrea să oferiți mai mult finanțare. 90% dividende înseamnă incapacitatea firmelor mari de stat de a face investiții. De exemplu, Transgaz o să aibă multe lucrări, 90% va băga în dividende și are nevoie de finanțare. Și poate că zona asta ar fi interesantă. Dorește cineva să răspundă la această întrebare? Noi suntem buy side. Fără sell side nu putem să facem treaba asta. Cineva trebuie să vândă. Cineva trebuie să aranjeze, cineva trebuie să vină cu un proiect. Nu. Nu. Fiecare profesionist care e pe lanțul de valoare, fiecare trebuie să-și facă treaba. Intermediarul, aranjorul are rolul lui, emitentul, posibilul emitent trebuie să vină cu un plan de investiții, ar fi bine să finanțăm investiții și nu doar înlocuirea unui stoc de datorie cu alt stoc de datorie. Se pot face multe. Noi suntem aici, avem toată bunăvoința și avem și
răbdarea și banii disponibili. Înainte să am comentariul final, aș dori să întreb pe acești profesioniști în managementul banilor dacă doresc să adauge ceva față de ce s-a spus sau dacă e ceva care ar fi dorit să adauge și n-au reușit să transmită celor din sală sau către media. Dacă nu e cazul, închid. Ce aș vrea să transmit este rigurozitate în a investi și, practic, investiția în fonduri mutuale înseamnă să-i dai banii unui profesionist care să ți-i administreze și tu te degrevezi de acea sarcină pentru că timpul tău este alocat către alte sarcini și trebuie să fii riguros. Adică investiție constantă în fiecare lună, doar aceasta practic aduce plus valoare pe termen lung. Pentru că niciodată, cum spunea și Mihai, nu o să cumperi pe minim, la fel cum nu o să vinzi pe maxim. Îl păstrez și eu, dacă facem turul așa, să spun și eu, să nu parcă eu nu spun nimic. Ar mai fi de spus că industria asta, dacă mă uit puțin la ea, cel puțin în România, este încă la început. Adică majoritatea companiilor de administrare s-au înființat prin anii 2005-2006. Poate noi cel puțin în 2005. Activele, dacă mă uit în urmă, acum 3 ani erau la 700-800 miliarde lei, astăzi vorbim de 3,5 miliarde. Bineînțeles că și profiturile pe care le generăm, inclusiv intragrup, devin tot mai importante. Și atunci e firesc că și rețeaua de distribuție încet, încet prinde curajul de a face vânzare pentru că arătăm venituri și toată industria asta va avea posibilitatea să plătească acei 20.000 de euro la care vă refereați pentru a face o întâlnire sau un roadshow prin țară. Țin să vă spun că avem în cadrul, printre noi, nu printre noi cei de față, dar printre noi, mulți care au tot bugetul de marketing și protocol situat la vreo 20.000 de lei și cred că nu sunt 20.000 de euro și nu sunt puțini aceștia. Noi oarecum suntem zona favorizată a fondurilor de investiții pentru că controlăm mai mult de 95% cred din piața, dar e un joc în care e bine să fie cât mai mulți și piața asta să crească. Odată ce crește, avem și banii pentru investiții. Da. Îi sugerez atunci lui Lucian ca tura următoare, când mai facem întâlnirea asta, să vină și un reprezentant al AAF, că văd că aveți suficient de multe întrebări adresate lor. Da, mersi. Foarte pe scurt, aș folosi acest ultim cuvânt pentru a-i mulțumi colegii mele aici de față, Loredana Lungu, cea care administrează fondurile despre care vorbim astăzi, Erste Balance Tron și Erste Equity România, și face o performanță foarte bună. Dacă e să vorbim de ultimii 5 ani, performanța este undeva la 66-67% la Erste Balanced și undeva în zona 75% la Erste Equity România. Și sunt foarte bucuros că este alături de mine astăzi și că pot să-i fac acest laudațiu pentru finalul cuvântului și aș vrea să-i mulțumesc lui Mihai pentru anii petrecuți împreună și să îi urez mult succes pentru ce va face de acum încolo, acolo unde este. Dacă ar fi un mesaj, e un mesaj pe care noi îl transmitem intern și o să-l transmit probabil mulți ani de acum încolo, mesajul este simplu, acela 500 de lei economisiți, investiți un an, înseamnă 28 de lei care într-adevăr nu merită. Să gândim pe termen lung, diferența în 30 de ani sunt 86.000 de lei, 20.000 de euro. Efortul merită, merită efortul pentru educație, merită efortul pentru diversificare. Puteți să mă verificați dacă calculele sunt reale. Și este ceva pe care toți ar trebui să-l facem. Este păcat să lăsăm acei bani neinvestiți și neutilizați corect, nici de către investitori, nici de către economie, nici de către bănci. Nimeni nu beneficiază de ei. 28 de lei pe un an, da, nu merită, 80 de mii pe 30 de ani, doar diferență cu 500 de lei pe lună. Este un mesaj simplu pe care toți ar putea să-l înțeleagă și este ceva pe care noi îl transmitem cine către oricare auditoriu la care am ocazia. Mulțumesc! Am alături colegilor mei și în primul rând vă încurajez să vă păstrați doza de interes, de optimism și de atenție asupra ce se întâmplă pe piețele financiare, să participați cât mai des la astfel de evenimente care o să vă invităm ori de câte ori o să avem ocazia. Ne așteptăm la un an 2017
volatil, cum a spus și Dragoș. De altă parte, ne așteptăm să fie și plin de oportunități. Și sunt sigur că la sfârșitul anului o să vedem că s-au întâmplat lucruri care au generat și evoluții pozitive piețele financiare. Nu trebuie să ne fie frică nici de piața de obligațiuni, nici de piața de acțiuni, pentru că ambele vin cu oportunități. Să nu uităm de dividendele plătite de companiile din România și să nu uităm de planificarea financiară pe termen mediu și lung. A fost cheia succesului în ultimii ani și suntem siguri că va rămâne și în continuare. Mulțumim. Vă mulțumim în primul rând foarte mult pentru sugestii, pentru că au fost foarte multe pe parcursul prezentării. Eu pot să vă spun că ce mi se pare important pentru noi ca și industrie este să găsim modul în care să ne adresăm clienților noștri, pentru că sunt diferiți și pentru că dacă vorbim pe medii s-ar putea să nu înțeleagă nimeni nimic sau să nu se regăsească în mesajul pe care îl adresăm. Deci sunt clienți care sunt potriviți pentru fonduri de bonduri, sunt clienți care sunt interesați să tranzacționeze activ acțiuni, nu putem să dăm un singur mesaj către toți. Ce ne propunem noi și cred că și colegii mei își propun asta, este să înțelegem cât mai bine persoana cu care vorbim, să înțelegem nevoile și să venim cu soluții personalizate. Mulțumim frumos! Vă promit că dacă voi mai fi în postura actuală și anul viitor, respectiv invitat la BVB, voi face primul pas de a fi la nivelul clientului venind fără cravată și fără costum, pentru că până la urmă noi ne adresăm acelora care fac banii și în ultima vreme sunt tot mai mult IT-iști și trebuie să captez până la urmă oamenii de vârstă 20-55 și acum nu mă regăsesc neapărat între ei. Mulțumesc! Da. Permiteți-mi să închid și eu cu câteva comentarii. În primul rând să le mulțumesc foarte mult celor care și-au rupt din timp să fie aici în fața dumneavoastră. Sunt convins că e o investiție foarte bună pe care au făcut-o, fiindcă au primit foarte multe întrebări, feedback-uri și sunt convins că cel puțin o parte dintre ele ar putea să ajute această industrie și piața de capital să dezvolte. În al doilea rând, fiind, așa cum am spus, reprezentant BVB, eu am reținut următoarele lucruri, că toate fondurile, toți asset managerii prezenți aici, recomandă și vor încerca să intensifice creșterea volumului de investiții în fonduri care au acțiuni exclusiv sau cumva au și investiții în acțiuni pe Bursa de Valori București. Am înțeles că discutăm de niște dividende care nu vor fi doar anul acesta la un nivel foarte ridicat. De ce? E foarte simplu. Statul va avea nevoie de venituri consistente an la rând. Avem una dintre cele mai mari creșteri economice și anul acesta din Uniunea Europeană, dar vor fi momente în care probabil că nu vom avea aceeași creștere economică și cu atât mai mult cheltuielile rigide care se tot adaugă vor necesita dividende din ce în ce mai mari de la companii care acționează în zonă de monopol. S-au menționat câteva aici, nu o să dau niciun nume. Dar asta înseamnă că dividendele, nivelul de dividend în România va rămâne unul dintre cele mai ridicate. Acesta reprezintă un buffer pentru eventual scăderea prețului acțiunii care ar putea să fie total sau parțial compensată de nivelul dividendului. Menționez încă o dată că e o mare diferență între depozit și investiție. Trecutul nu reprezintă o garanție pentru randamentele viitoare. Dar suntem convinși că astfel de evenimente și aceste informații, eu le consider extrem de utile, vor folosi în situația în care, evident, vor fi transmise și de presă, mai departe, pentru milioane de români să-și îmbunătățească modul în care își gestionează banii atât de greu agonisiți cu trudă. Și cred că sunt informații de valoare. Sper din suflet să românii să aibă urechi de auzit și să capteze aceste informații extrem de utile. Și nu în ultimul rând, www.fluentinfinanțe.ro e un site creat cu sprijinul tuturor celor de aici și alte industrii, fonduri de pensii, companii de investiții financiare, adică brokeri și brokeri. Evident, grupul BVB recomandăm cu căldură să utilizăm toate aceste surse de informare pentru a ști să ne gestionăm cât mai bine banii. Și vă rugăm să participați și la următoarele evenimente. Avem un forum al investitorilor de retail, e sâmbăta, e în București și cred că este un eveniment util, participarea e gratuită, veți avea astfel de paneliști
de top, care sunt convins vor adăuga valoare pentru banii pe care dumneavoastră îi aveți sau îi veți avea în viitor. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, mulțumim mult de tot pentru timp și pentru comentarii și vă așteptăm la următoarele evenimente.